astăzi la ședința ordinară de pe 20 a 12 -a. Trebuie să începe o ședință motivat de faptul că domnul Berușcă, care l-ați ales președinte de ședință, ne-a transmis mesaj că nu poate participa la ședință. Prin urmare, a trebuit să suplimenteze ordinea de zi, așa cum v-am anunțat și pe mail. Un nou proiect, alegerea unui președinte de ședință pentru această ședință. Pentru început, avem quorum 12. Da? 12 prezenți. Și doi și-au exprimat votul online. O să vedem ce decide președintele de ședință ales de către dumneavoastră. Avem avizele comisiilor de specialitate, consultative. Toate proiectele de hotărâre au referatul de aprobare și raportul compartimentului de specialitate. Prin urmare, proiectul de ordine de zi poate fi supus la vot dumneavoastră. Înainte de a aproba proiectul ordinii de zi, aș vrea să citesc eu primul proiect, fiind alegerea președintelui de ședință pentru data de astăzi și aștept propuneri de la dumneavoastră. Domnul Cutic. Domnul consilier Caval. Domnul viceprimar Caval. Domnul Cutic. Alte propuneri? Ne mai fiind alte propuneri, supun la vot alegerea domnului Chitic ca președinte de ședință pentru ședința de astăzi. Cine este pentru? 13. Mulțumesc, mă. Ok. Mulțumesc. Mulțumesc că ne invit pe domnul președinte de ședință. Eu propun să fiți o funcție de președinte de ședință de rezervă. Dar așa, în geloșă. Așa, plan. De ordine de zi. Aveți aici proiectul primul, mai citit și vă prezint proiectul de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, Comuna Măgura, județ Bacău. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcție și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Măgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliul Local al Comunei Măgura, începând cu luna ianuarie 2022. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliul Local al Comunei Măgura, începând cu ianuarie 2022. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea traseului pentru microbuzele de transport școlar pentru elevi din cadrul școlii gimnaziale. Punctul 5, proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și administrație prin Compania Națională de Investiții, amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, proiect pilot, construire sală de educație fizică școlară în sat Măgura, Comuna Măgura, județ Bacău. Și la punctul 6, proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 8 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Vă supun aprobării acest proiect de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! O întrebare, sunteți de acord cu cele două voturi transmise online? Eu da. Dacă trebuie să vă va transmite din motive medicale 1 și 1. Ok. Să vă mai da. Bun. Deci cu 13 pentru. Da. Avem procesul verbal de pe data de 25. Pentru procesul verbal de pe data de 25 noiembrie. Completări? Sau... Nu? Supunem la vot, vă rog, procesul verbal de data de 25. Cine este pentru? Nu l-am ținut, nu l-am ținut. Ok.
12 pentru, abținere domnul Talau. Celălalt de 2 sunt pentru. 2 pentru. Da. Trecem la primul punct al ordinei de zi, da? Costuri și taxe locale. Dacă îmi permiteți un pic, domnul primar și domnul președinte de ședință. Zic eu că ar fi bine să știți. Știți că v-am mai prezentat, înainte de a prezenta domnul primar proiectul de hotărâre, v-am mai prezentat situația încasărilor. Evoluția. Evoluția, da. Zic eu că e un motiv să ne bucurăm. Să mulțumim celor care au... Din taxe și imposte. Taxe și imposte, da. Locale, da. Locale, doar locale. O estimare așa, pe data de 20 azi, nu știu la ce oră nu mai țin minte, am ajuns la 1.849.000. De la nivelul de 948 la sfârșitul 2017, 958-2000. Deci am dublat, practic, până... Da, am dublat în 4 ani de zile, am dublat colectarea. Da. Ceea ce asta este rodul muncii colegilor noștri de la taxe și impozite. Eu fac o complet, n-ați dublat colectarea. Ați adus-o la normal. Încă nu i-a dus la normal. Sau încă nu i-a dus la normal. Deci ați adus-o la normal. Problema, îmi cer scuze, doamna secretar, problema este așa. Din câte am auzit eu, doamnele nu prea sunt lăsate să lucreze. Eu așa am auzit, domn primar, dumneavoastră sunteți înovat? Păi, dar doamnele ar trebui să lucreze mai relaxat, zic eu așa, adică să fie lăsate în pace să lucreze efectiv cu ce au lucrat acolo. Da, o grămadă de petiții, o grămadă de solicitări, o grămadă, în continuu vin tot felul de hârtii și solicitări care, unii dintre ele, și nu vă supărească, vă spun direct așa, cam chiar nu și-au rostul, chiar nu și-au, dar pentru că fiecare dintre dumneavoastră și numai și dintre cei care vin de afară, cu tot felul de solicitări, păi, frate, poți să vii să întrebi, ai rămânire, vii și întrebi, arunci o hârtie, lucrează 10 oameni sau 2 oameni. Du-te, că au trebuit în arhivă, scoate de acum 10 ani, sau fă, sau caută, documentează, pentru că zici termenul. Deci v-aș ruga, în primul rând, pe dumneavoastră, să ne sprijiniți în sensul ăsta. Ne sprijiniți în sensul ăsta. Și să veniți să întrebați ori de câte ori aveți unele lămuriri. Puteți să-și sunați, puteți să facă, să ne corelăm atât de bine încât să le lăsăm răgazul cu venirea oamenii ăștia, să nu facă alte lucruri și să stea de alte hârtii, doar pentru a răspunde la niște solicitări care, sincer, din multe ori, nici nu cred că și-au rostul. Noi suntem în casa noastră, în familia noastră aici. Putem discuta orice și oricând și putem găsi soluții împreună. Dar spuneți mai exact, domnul primar, ca să nu se spune ce vorbim. Păi, dar și dumneavoastră cred că face o grămadă de referate și de solicitări 544, nu mai face acum, dar eu nu zic cu răutate, doamne ferește, dar vreau să-ți transmit. Găsiți alte soluții de informare mai rapidă, mai ales dicioasă. Fără să-i punem pe oamenii ăștia efectiv să pierdă timp prețios. E timp prețios. Uitați aici, astea sunt rezultate, să știți. Astea sunt rezultate, nu jucării. Am dublat în 4 ani de zile veniturile din taxe și impozite locale. Și nu e ușor. Că nu mai știu câtă bumbăceală am luat pe chestia asta, pentru că am trimis notificări, am trimis titlul executorii, efectiv, la oameni acasă. I-am chemat la primărie, au venit foarte mulți dintre ei și au înțeles și-au asumat că au niște datorii care trebuie să le plătească, să le sting. Unii dintre ei supărați au fost și situații în care am avut de reglat anumite sume care nu erau reale sau nu erau operate la vreme. Ne asumăm și lucrurile astea. Oamenii se deranjează, dar trebuie să înțeleagă. Să înțeleagă că sunt cetățeni ai comunii Măguraș și sunt pretenții mari. Vrem asfalt, vrem apă, vrem de toate. Se tot trâmbițează pe paginile astea de internet de nu se poate. Vrem de toate. Dar când e vorba de plătit taxe și impozite, rămân acolo sume care, din păcate, care, din păcate, de la un an la altul se adaugă puișoare acolo. Adică sume grele. Și e destul de greu să le plătești, să le stii. Da. Eu cred că am fost destul de clar și de înțeles. E o treabă de asumare asta. Pentru că, da, fiecare primar se gândește. Nu deranjez pe ăla, nu deranjez pe ăla. Că m-am gândit să deranjez pe toată lumea. Dar nu mă spun o dată ordine acolo. Vrem și eu cu un loc. Pentru asta luptăm, să știți.
Și astea sunt rezultatele muncii pentru Ghișeul Bucuros. Ajungem într-o situație în care trebuie să stau la Ștefan, se intre acolo, are user parol, intră și vede ce datorii are. Se poate plăti doar lucrurile care din lumea asta. Asta e idealul pe care ne dorim cu toții. Ei, luptăm pentru asta, suntem aproape din final, nu mai e mult. Deci, dar pentru asta trebuie înțelegeți, da. Ca să vă răspund, pentru că ați pomenit așa... Dar nu am adresat ții în mod special, da? Ba da, ba da, ați spus. M-ai întrebat tu, dar nu ți-am deschis și domnul primar. Asta ați spus, domnul primar. Domnul președinte, domnul primar. N-ar trebui, domnul Dalal, n-ar trebui când vă scrieți la cuvânt. Vă rog, dar domnul, vă rog să-mi dați băieță. Dumneavoastră i-a să ridica mingea la Filiu, ca să, nu știu, probabil... Păi nu, dar nu m-a venit de pregătesc până atunci. Da. Dați voie să răspund. Da, vă rog. Deci, anul în acest an, de când sunt viceprimar, nu am făcut nicio solicitare pe baza legii 544. Iar cetățenii care îi fac și solicită, sau colegii noștri care îi fac și solicită... Da, dar le vin de urmă, nu numai de anul ăsta. Dar este dreptul meu ca cetățean să văd ce se întâmplă și poate din cap datorită acestor cereri banii s-au pus în mișcare și au colecționat mai mulți bani. Adică este vorba de transparență. Da. Da. Adică nu, eu nu am venit și am cerut cât plătește cu tare și nu știu. Am cerut anumite situații când am cerut ca să votez în conștiință de cauză. Nu să vot, sau și să semnez, nu, să semnez ca primar. Cum să spuneți? Exact. Haideți să prezentați proiectul. Bun. Proiectul de hotărâre cu vizabile de stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2022, l-ați avut și dumneavoastră la mapă, l-ați citit, l-ați studiat. Nu cred că are rost să-i mai dăm citire. Toate prevederile legale sunt trecute acolo în cadrul proiectului de hotărâre. Dacă sunt discuții mai cu seamă... Avem un amendament întâi și... Un amendament, vă rog. Deci, am un consilier local, la numărul de 8, da? Au depus un amendament referitor la articolul 3 din proiectul Așa. De hotărâre, în care doresc să fie scos și se referă la scutirea plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu de reparat a clădirii pentru voluntari de la SVSU. Acesta este amendamentul consilier. Doamna secretară, da? Punctul dumneavoastră de vedere, din punct de vedere legal, care este? Imediat. Da. Deci cumulat pe acolo e... Acest articol nu este în afara legislației. Există HG 1579 din 2006, parcă. Nu, din 2005. Da, care prevede, care mai are modificări. Care se pot acorda. Deci nu vorbim acum de legea generală a voluntariatului, care este separată pentru tot voluntariatul. Persoanele care sunt voluntari la serviciul voluntar pentru situații de urgență au un act normativ separat. Iar acolo, în contractul cadru care se încheie cu aceștia, este prevăzută posibilitatea legală de a acorda. Este la latitudinea Consiliului Local. Asta nu înseamnă că acel articol este ilegal trebuit acolo. Dumneavoastră asta trebuie să înțelegeți că nu am făcut lucrul ăsta cu dorința de a avantaja pe cineva sau nu. Doar că voluntari, nevoluntari cum sunt, dacă nu există și prevederea asta și scutirea de la măcar de la tas, probabil nu vom găsi niciunul care să fie neapărat încântat să fie voluntar la primăria Mălă. Cam asta e până la urmă și scopul articolului despre care vorbim. Unii dintre ei se vadă motivați cumva, pentru că, da, eu știu, mai sunt și intervenții la care oamenii au mai venit. Nu toți, adevărat. Dar parte dintre ei au mai intervenit când au fost cazul, când au fost situații. Foarte puțin. Acum ei, știți cum, se întâmplă evenimente când nu sunt în zonă. Poate nu sunt acasă. Poate asta nu presupune ca să fie toți prezenți la un eveniment genul ăsta, că ne dorim de altfel. De asta rămâniți hotărâți și dumneavoastră. Eu l-am pus așa cum era prevăzut și de lege, cum era prevăzut și anterior. Dumneavoastră decideți. Însă, cu siguranță, nu va fi greu să găsim voluntari. Da. Vreau să vă înscrieți la cuvânt. Domnul Brânză, după care domnul Talala.
trebuie să realizăm că chiar dacă este un exercițiu de voluntariat, atunci când se intervine la o situație de urgență, nu toți sunt disponibili. Astea nu sunt niște planificări, adică un incident planificat. Astea sunt, apar când nu te aștepți. Noi trebuie ca să avem grijă. Când ne orientăm către acești voluntari, ăștia să fie solvabili, să fie potențial buni oameni de intervenție și să nu le împiedicăm acum în a discuti de o taxă pe o clădire sau așa, pentru că nu vom găsi voluntari. Și așa, și așa, puțin vin, că am avut experiența asta când au fost situații de, știi cum, incendii, inundații, și așa mai departe. O parte din ei au venit, o parte erau ocupați, o parte au răspuns. Deci, trebuie să ne orientăm și nu lăsăm la îndemâna lui Mugurel, nu am luat acum persoane ca să spună el ăla. Avem aparatul domnului primar care poate să spună, ăla este un om care poate să facă treaba asta, discutăm ce implică asta cu oamenii și facem și un exercițiu de asta odată, băi, adică facem o simulare. Să vedem cam cine vine, cum e, băi, s-a întâmplat cu care. Așa vă duc la simulare, în cât timp, dacă vin în timp util. Așa, s-o găsi toată comuna vrea să fie trecut la voluntari. Așa, să vă dau un exemplu. Ca să fie scutit de o tasă. Deci, de principiu, să căutăm oameni solvabili. Trebuie să vorbeam cu Ioan Cheltun 3 sau unul exact cum ar trebui să dea numit. Unul care, care stă, unul care stă și ne salvează comuna de problema cu drumul de pe, cu podul de pe drumul județean. Ce se spune, nu mai, nu mai nici măcar scutirea de taxă pe casă și pe teren nu o putem aplica. Adică sunt situații în care oamenii sunt, unii dintre ei chiar răspund. Unii dintre ei chiar răspund, chiar răspund, vin, țin aproape, i-am avut și pe, să spun, la arderea de miniște, pe urătoaia, pe acolo, de, au intervenit. Cu ăsta, cu Trăistaru, cu Angel, cu... chiar foarte mulți dintre ei au venit atunci. Am văzut că se mobilizează totuși, dacă... Adevărat, că nu poți veni totodată. Dar rămâne dumneavoastră să stabiliți. Ok. Domnul Talal, domnul Talal, pe care doamna Băicean. Deci și eu scriu la ce a spus colegul meu, domnul Prinzăr, eu voi vota acest amendament pe care l-am depus cu mențiunea că, adică să începem o resetare, dacă toată lumea vorbește de resetare. Au, e valoare, corect, da. Adică nu, acum merge proiectul așa cum l-am votat, așa și pe aia facem un proiect, deci pentru voluntari, voluntari care vor veni cu anumiți voluntari, da? Care au fost, care așa, să vină și putem să facem o hotărâre să-i scutim. Adică nu asta este problema, nu numai să-i scutim, să-i facem asigurare medicală, că suntem obligați să-i facem asigurare medicală. Dar oricum, da. Obligatoriu. Păi, vreau Dumnezeu, să pățesc ceva, cineva ceva în timpul când este așa și plătim. Domnul Vici, noi acum aprobăm taxele și impozitele. Mulțumesc. Da. Nu mai facem asupra taxelor și impozitele de 100 de ori. Putem reevalua lista, de acord cu dumneavoastră, să găsim oameni, oameni așa cum spunea și domnul... Ce se stabilește pentru taxe și impozite, rămâne vădătăm cu ei. Adică să găsim oameni care, într-adevăr, spune, aici ocupați-mă, nu am o problemă, să găsim oameni, cum ne consultăm, chiar sunt de acord cu ce îmi spuneți. Nu mă deranjează lucrul ăsta. Eu nu v-am întrebat, domnul primar. Măcar acum suntem... Mulțumesc. Pe legea voluntariatul general, cum spune doamna secretară, acolo denumirea sau de voluntar înseamnă cineva care prestează un serviciu pentru comunitate fără remunerație, adică fără niciun ban. Adică legea voluntariatul general la un moment dat bate că, oarecum, cu... aici nu suntem obligați să-i discutim de impozit, este la latitudinea Consiliului Local dacă vrea să suportească să-i scotească de scotească impozite sau nu. Eu, nu știu, din cât am fost și la mai multe incendii și la inundații și nu știu, am văzut unul, doi care, prin incendiu acolo, pot să zic că domnul Trăistaru, Ionuț, care nu este aici, în lista actuală. Mai este domnul Angel, care nu e, este, probabil, domnul Angel aici. Dar domnul Trăistaru Ionuț nu este.
Adică sunt unii care nu sunt, iar alții care nu au fost din loc. Adică, da, nu uităm, că nu e probleme. Eu nu știu, după părerea mea, să o lăsăm așa. Și mai degrabă să ne gândim, să găsim oameni care, într-adevăr, dar în fel de ori să facă treabă și să răspundă la comenzi. Așa. Bun, atunci îl propun să facem o comisie de cadrul Consiliului Local în care să spunem, să analizăm lista. Dar nu am nimic împotrivă. Dar nu am nimic împotrivă. Și ca să... Deci orice variantă să fie constructiv, atât îmi doresc. Eu nu-mi doresc altceva decât să fie constructiv, să găsim soluții. Vă rog să spuneți pe votă, dacă e comisie și membri. Deci atunci amendamentul dumneavoastră se poate face sau așa. Nu pot să fac așa. Doamna secretară, din nevoie la un amendament. Sunt transport în sensul ăsta, adică noi suntem de acord, dar Consiliul Local să analizeze lista și oamenii... Nu merge să le fac treabă din filtrul comisiei. Da, corect. Dar din filtrul comisiei. Nu, nu, vă rog frumos, dacă vorbim toți... Ușor ca să o punem ca în... De regla zonei cu litera spiritului legii, că după aia o să ne... O să avem probleme. Doamna secretară, un strop de lumină. O comisie și un termen. Da, dar va trebui un proiect de hotărâre care să îndeplinească toate condițiile. Comisiile speciale aveți dreptul să le înființați, da? Da. Să le numiți. Luna viitoare, o comisie pentru selectarea voluntarilor. Da, domnul inițiator. Da, deci trebuie să îmbrace forma proiectului de hotărâre cu tot ce are în spate. Preferat de aprobare, raportul compartimentului de specialitate, altfel nu poți. În taxe și impozite nu are ce căuta o asemenea comisie. Nu, în cadrul proiectului ăsta nu. Iar acum, în cadrul ședinței, nu putem face așa ceva. Are. Pentru că nu îndeplinește și nu poate fi aplicat. Bun, dar să numim această comisie să fie valabilă și pentru alte situații de genul când... Nu, se prevede special pentru ce este înființată comisia, așa spune formă. Dar Consiliul poate înființa comisii pe termen limitat. Termen limitat și cu activitate limitată. Proiect de hotărâre fără nicio problemă. Nu, pentru că vor fi situații la care să nu picăm de acord, dacă se vor mai mici și alte situații de altă natură. Consiliul are dreptul să înființeze. Da, domnul Talat, sunteți mulțumit? Da. Ok. Doamna Băiceanu. Eu două observații am. Mă rog. Nu am găsit lista actualizată a voluntarilor pe site-ul primăriei. Și cred că ar trebui să o verificăm. Da. Și doi, tot la proiectul ăsta este adresa Societății Pinu SRL, da? Da. Rugămintea de a să diminua cotele... Da, de... aia e urma, să o prezentăm, că e la dosar. La dosar, da. Eu aș gândi că dacă facem o reducere pentru Pinu, trebuie să facem la toți cei implicați. Că așa e corect. Și numai pentru o singură societate. Deci nu putem face doar pentru o singură societate, dar eu... Cât mai sunt, două, trei, dacă facem, să facem pentru toți. Să ne gândim la șlovanii ăștia, pentru că timpul își gândi. Vedeți și în asta. Ei au mers pe un anumit palier în domeniul alimentației, restaurante, eu știu ce altceva. Până la vremea asta nu prea mai merge, nu mai sunt nunți, nu mai pot organiza așa la calibrul la care organizau odată. Și zloviți, dar zloviți rău de situația asta cu pandemia. Ca tare, eu zic că e bine să-i susțin, în sensul ăsta. Dar câți avem pe Horeca noi? Avem carou, Helena. Avem la principii, carou, Helena. Aici nu-ți poți. Mai avem că cu asta primarie, cum se numește, Peter și Peter, la Peter. Care? Băiatul ăsta de care a venit acum aici? Face parte. Da, care face, da. Chiar o idee bună să-l promovăm. Da. Da, la Zanga. La Zanga. La evenimentul din Horeca. Nu știu dacă e Horeca. Nu, nu, nu. Dar dacă tot ați deschis subiectul, e bine să-l promovăm. Fiecare timp asta. Dacă lucrează foarte bine, ieri ne-am întrunit aici și am și gustat din bucatele pe care le pregătește omul. Mai dorește cineva să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre? Să prezentăm la vorbim de... Ne referim la... De fapt, m-am exprimat eu greșit la proiectul, la amendament. Dați-mi voie să spun și eu două cuvinte vis-a-vis de amendamentul ăsta și vis-a-vis de voluntari. Să mă ierte domnul primar, dar eu despre activitatea lui domnul Mugurel am avut multe intervenții, dacă țineți minte. Da. Și am rugat, cum spunea nenea Mihai Brânză, să facem, doamne, o simulare, să vedem și noi cum să... Nu neapărat ca la armată, doamne iartă-mă, că n-am nicio pretenție. Dar măcar să-l văd că ajunge acolo, cu jumătate de oră întârziere, dar îl văd acolo. Da.
Acum... Mugurel, știm și noi. Vedeți dumneavoastră? Mugureli e al Consiliului Local. Din câte ține minte. Așa este, doamna secretară? Începând cu luna ianuarie, cu doamna secretară împreună, vom începe evaluarea personalului. Cine face aprecierea de servicii la Mugureli? Să luăm măsuri la fiecare persoană în parte, funcție de felul cum își desfășoară activitatea, pentru că așa nu putem merge. Mugureli o cam luat-o câmpie. Mi-asum că spun lucrul ăsta, adică nu are trageri de inimă, nu are și el problemele lui. Până la urmă, poți crede un om odată de ori, de 10 ori, dar dacă e la nesfârșit, după aia nu mai e înțelegere. Pici în pantă are alta prostie, adică omul abuzează. De pentru care o să vedem ce de făcut și cu el. Poate are de gând să îndrepte ceea ce... Au mai fost și alte ocazii la care i-am... la care chiar am insistat și eu, și doamna secretară, i-am arătat, de fapt, calea dreaptă, dar are serviciul la care vine să vii. Pentru că e greu în ziua de azi. Da. Vom vedea. Da. Vom face o analiză și... Vă rog, dumneavoastră, da. Domnul. Ultima. Scurt. Mugureli, așa cum este el, știe foarte bine cum este, cel puțin, anual, vine în fața Consiliului Local și prezintă un raport de activitate pe ce au făcut. Alții, au 4 ani de zile... Eu la Mugureli, parcă ține de covoza cu vreo 2-3 ani. Dacă nu cumva m-am lăsat memoria. Și cineva mă susține. Nu e așa, da. Da. În sfârșit. Asta e vorba. Dar poate eu o să dreaptă, domnul profesor. Da, poate să dreaptă. Da. Da. Bun. Alte discuții la proiect. Bun, alte discuții la proiect. La amendament. La proiect amendament. Da, aici. Întâi amendamentul și apoi el. Deci, amendamentul cu condiția... Ce discuții mai sunt? Pe baza acestui proiect de hotărâre. Dacă nu vă întreb eu ce mă, fără să vă supărați pe mine. Și nu închid camera. Dați-vă un pic proiectul, doamna secretară, că nu-l țin minte, am și eu în CNP. Vreau să-mi întrebi dacă l-am tot. Ați studiat proiectul de hotărâre și trebuie să spuneți. Reactualizează. Nu, vreau să vă întreb altceva, dacă nu vă supărați pe mine. Eu eram curios dacă era domnul Berușca aici. Da. Acolo aveam eu... Dar întrebați-mi la prima. Nu, se întreb pe tine, ta lasă, ai cuvinte. Ai cuvinte, că te întreb pe tine. Nu mai spătuiți așa, taină. Dacă mă întreb și eu, dar nu. Domnul președinte, dacă tot știți, de ce vă mai întrebați? Vă spun eu, domnul... Trebuie să-l întoarceți unde, ați scris. Ați scris cu... E așa, Iurea. E la încapsată, Iurea. Da, corect, nu e pasul. Spuneți-mi, vă rog, dacă știți proiectul de hotărâre, spune așa. Consiliile locale pot hotărâ să acorde scutirea sau reducerea impozitului sau taxe pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri. Ce propunere aveți în sensul ăsta, domnul Talal? Ala de cult. Cum? Clădirile de cult care apar. Era să zic eu ceva acum, dar mă abțin. Concluzia, stimați colegi, nu se studiază proiectele de hotărâre, fără să vă supărați pe mine. Nu se studiază și nu e în regulă și nu e ok. De sigur, ascultării care e propus în cadrul proiectului de hotărâre este cea de zi, bonificația de 10% până pe 30%. Da, în rest, se aplică coeficientul de inflație la tot ceea ce avem acolo. Am înțeles așa din tot că ar fi fost din partea dumneavoastră cumva o solicitare să nu-l aplicăm. Nu cred că e cazul. Chiar vă rog tare să nu vă gândiți la așa ceva. Nici vorbă. Vă spun că a venit Curtea de Conturi și ne-a aplicat coeficientul de inflație de când s-au înființat loturile concesionate. Dar nu numai de asta. Noi avem nevoie de bani. Noi facem credit de 1.400.000 de lei pentru grădinițe, 4 grupe și dăm un lesnir la astea. Adică nu bate, nu dă nicicum. Nu este la socoteală. Adică eu nici nu cred că ar putea să înțeleagă cineva de organ de control să vină să vadă asemenea lucruri. Zic, domnule, mi-a dat timpul mulți odată în bancă. Te duci, ți-ai credit, plătești dobânzi. Dar, pe de altă parte, acolo să ne lezi. N-avem ce face cu Horeca, că ăștia chiar îți loviți. Trebuie să-i ajutăm, să-i sprijinim.
la situații de astea chiar nu putem răspunde asupra bugetului cu... Dar nu e o sumă mare până la urmă. Am făcut o simulare, cred, undeva la 300, la 33.000 de lei ar însemna cei 2,7% aplicați la, la impozitul și taxe pe care le-am adunat anterior. Nu e o sumă mare. Adică nu cred eu că ar putea să împovăreze cetățeanul într-atâta, atât de mult încât să se vie foarte greu să plătească taxele și impozite. Asta e. Până la urmă revin la ceea ce spuneam anterior. Avem nevoie de drumul, de utilități, de toate astea trebuie să obținem ceva. Cu banii ăștia îi plătim măcar la credit, îi plătim măcar dobânda, pe care trebuie să o adăugăm de suma pe care l-am pus-o. Eu sunt de părere că e bine așa să mergem, să aplicăm coeficientul ăsta, că nu nici mare, până la urmă. Cum e șasta, cum s-a de prevedere? Ca să concluzionăm, aici, la Consiliul Local pot hotărâ aceste reduceri și scutiri. Rămân cele toate enumerate în codul fiscal? Sunteți de acord cu toate sau mai eliminați din ele? Păi era bonificația. Nu. Sunt așa, clădirile, vă citesc că sunt valabile pentru toate tipurile de impozite și taxe. Vă citesc pe scurt, rapid, clădiri monumente istorice. Clădiri care s-au instituit un regim de protecție, altele decât monumente istorice. Clădiri aflate utilizate pentru furnizarea de servicii sociale și întreprinderi sociale. Clădiri aflate pentru utilizate pentru organizații non-profit care desfășoară activități fără scop lucrativ. Clădirile, da, restituite conform legii 10. Este preluarea abuzivă a clădirilor, dacă vă aduceți aminte. Nu avem așa ceva, dar o poate rămâne retrocedate la fel imobile care au aparținut cultelor din România. Scutire clădirile pentru aparținând comunităților, cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. Nu avem. Clădirea nouă cu destinația de locuință pentru cei pe legea locuinței 114. Clădirea afectate de calamități. Clădirea folosită ca domiciliu sau clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt veteranii de pe teatru de operațiuni. Clădirea folosită domiciliu, avem două sau trei cazuri, proprietatea persoanelor care veniturile lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară. Ori consta în exclusivitatea unei indemnizații de șomaj sau ajutor social. Apoi, clădirea aflată în proprietatea operatorilor economici, care beneficiază de scheme de ajutor de minime, asta este foarte greu de acordat, vă spun eu, și nu avem așa ceva, deci nu ar fi o... Clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuia proprie, lucrări de intervenții, dar se referă la clădirile proprietatea noastră. Da, care sunt, da? Care sunt în chirii sau în chirii, în concesiuni sau ceva. Clădirile unde au fost executate lucrări conform legii 153/2011 privind măsuri de creștere a capacității arhitecturale ambientale. Nu avem cazul. Clădirile ale persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv. Da, aici am înțeles pus este clar că trebuie tăiată. Că noi nu avem așa ceva. Delta. Da? Delta. Eu am copiat tot din codul fiscal ca dumneavoastră să vedeți. Clădirile deținute de corporații, da, cooperațiile de consum sau meșteșugări și societățile cooperative agricole. În condițiile elaborării unei scheme de minimis, trebuie aprobată întâi schema de minimis și apoi reducerea, clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive. Cam asta e tot. Am și o întrebare. Și pentru poate. Adică avem clădiri destinație asociațiilor non-profit, creează comunii? Da. Trebuie să fie proprietatea lor. Doar proprietatea lor trebuie să fie. Nu să fie închirie la cineva. Închirie la cineva. Mm-hmm. Deci dacă nu e proprietatea lor... Avem așa ceva? Eu am proprietate. Dar plătesc impozit.
Dar vreau să vă spun că nici... Da, exemplu. Da. Nici, nici camelii de bătrân sau nu știu care înseamnă că nu beneficiază. Dar sunt chirii. Și ei plătiți. Sunt închiriți. Doar cei care sunt proprietari. Și tu să desfășori. Și... Deci toți sunt închiriere. Adică până la urmă... Iar cabinetele ce spunea dumneavoastră e prin lege, e altceva. Crezi că am greu de îndeplini condițiile astea. Și trebuie să închirii, e să nu are... Eliminăm ceva? Să sunt la cabinetele. E altă lege, da? Nu, nu sunt scutiri la cabinetele. Modificat. Nu, modificat. Pentru că așa înseamnă... Taxa, taxa este. Este lege. Ce să facem? O modificăm noi? De anul trecut, din iunie. Plătesc concesiunea, nu plătesc taxa. Da, 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 da. Da, este. Este modificare. Adică, legislativul care te obligă clar, așa faci. Asta nu... e, să spunem că oamenii chiar scot niște bănuți acolo. Adică nu cred că vin așa non-profit sau de dragul cetățenilor. Adică și de dragul cetățenilor că se creează așa o anumită nu, da, aici se... legătură între ei, emoțională, da. Oamenii cu nimeni, că să nu... Dar se creează o vorbă lugară, adică discriminăm. Da, nu e discriminare. Discriminăm alte categorii care, de exemplu, avocați sau birou de avocați sau nu știu, care... Da, 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 n-am emis noi asta. Știu, știu, da. Haideți să fim, apropo de discriminare sau altceva. Aici spune codul fiscal, ne dă câteva litere, da, pe care puteți altele nu-s permise. Asta sunt o parte de scutiri stabilite clar prin codul fiscal. Vă dau un exemplu, persoanele cu handicap, cu dizabilități, ca să vorbesc corect, care spune clar că le-a acors, da? O parte care le hotărâți dumneavoastră și restul nu există. Nu poți să aplici că este împotriva legii. Deci restul sunt impuse, clar. Deci, astea sunt două posibilități. Deci, în afară de Delta Dunării, mai eliminăm ceva? Nu prea avem ce. Nu prea avem ce. Bun. Dumneavoastră vă hotărâți? Astea rămân pentru toate categoriile de taxe și impozite? Da, da. Delta da? De la noi, așa că nu are... Eu am făcut o copiteză. Pentru toate categoriile așa rămâne. Asta va fi modificat. Dacă mai sunt alte... Mai sunt alte modificări. La Horeca hotărâți-vă. Deci la Horeca am întrebat. Păi nu, dar la Horeca facem vot separat. Da. Păi asta, așa trebuie să ne hotărâm. La Horeca... Deci cine este pentru aceste scutiri acordate de Consiliul Local, ca să le modificăm în proiect? Deci... mai încă o dată, zic, ONG-urile și asociațiile care se ocupă de asistentă socială sau nu știu ce... Da, care au servicii sociale doar, acreditate. Doar firmele... Adică doar dacă sunt proprietari. Proprietari ei. Adică să fie societate, proprietarul imobilului. Păi dacă da, există proprietarul care percepe o chirie, de exemplu, un talau care are o astfel de activitate, el este dator să plătească la stat, să-și plătească impozite. Proprietarul nu fac, eu zic, dacă... Dar nu, de ce mă spui tu dacă scrie acolo talonul? Nu e loc de interpretare, înțelegi? Eu am înțeles, tu ești un exemplu de urmat, că ai ONG și plătești taxe, ok, ai un bilal. Nu, asta vreau să zic, doamna, mulțumesc. Am înțeles. Am vrut să zic că dacă el face o activitate comercială și încasează niște bani, adică... Una este unul care, să spunem, că aduce bătrân și nu ia bani și unul care... Atâta timp asta înseamnă contează că pe total el trebuie să-l urmărești la finanțe, da? Dar activitatea lui are și partea comercială. Dacă nu are partea comercială... De statul taxează. Atunci nu se mai încadrează aici dacă are partea comercială. Dacă nu are... Până la urmă se vizează, da. Practic, partea... Cum să vă zic eu... Vizează partea de profit, dacă face profit. Nu neapărat de profit. O face profit, pentru că siguranță va face profit, dar este un segment special, adică îngrijit de bătrâni, cămin de copii. Social, social. Da, social, exact. Social acreditat. Acreditat, social acreditat. Da. Și probabil de asta legiuitorul acordă anumite îndezniri pentru cei care desfășoară astfel de activități. Bun, haideți să finalizăm. Da. Deci, o luăm cu începutul, da? Primul cei. Amendamentul, da? Da. Vă rog, vă supun aprobării amendamentul. Țineți cont de ce s-a discutat aici, cu comisia, cu revizuirea listei cu voluntarii. Cine este pentru? Pentru ce? Eliminarea scutirii articolului 3 din... Vorbim de amendament.
cu eliminarea, cu reevaluare. Reevaluare era. Nu, nu, nu. Avem proiect. Noi avem un amendament, dacă sunteți de acord sau nu cu el. Eliminăm și pe urmă facem proiect să evaluăm. Deci nu se poate face dacă le retrage, spuneți, că nu mai e doar să da. Nu suntem de acord. Nu lăsăm așa. Doar că adică de acord. Amendamentul lăsați doar cât transformați. Adică în loc să fie scoaterea articolului 3, nu sunt transformați din maniera asta, așa am înțeles, nu? Nu zic, doamna secretară, nu se poate așa. Nu, cum să, nu poți să introduc comisia la articolul ăla? Nu, 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 nu. Dacă nu facem amendament, dar în cazul ăsta amendamentul nu își mai are... Să rămâne doar înțelegerea noastră, după faci un proiect de hotărâre separat. Da, da, bine, bine, bine. Deci să rămânem la amendament. Ca să putem să aducem... Ok, deci cine este pentru amendamentul depus? Cine este pentru? O secundă. Da, dacă vrem să facem o comisie și să aducem oameni noi, trebuie proiect de hotărâre. Poate o să avem nevoie să le oferim o compensație. Mai putem să introducem după aia. Din da, nu mai poți. Nu mai poți. Așa, așa. Nu mai putem să le dăm scuterea, dar nici dacă vom vrea să o dăm. Dacă vom vrea să dăm scuterea, nu o să mai putem să o dăm. Dacă nu mai avem prima treia legală, dacă nu mai avem cea exact, cota noastră. Și discuția așa a fost, că rămâne așa cum este, numai că reevaluăm lista cu voluntarii. De asta v-am întrebat dacă vreți să retrageți amendamentul, nu de altceva. Da, adică deci cum? Niște oameni la serviciu. Cu dureați sunteți inițiatori. Adică cu amendamentul avem înțelegerea noastră că la următoarea ședință vom avea un proiect de hotărâre. Și vom avea în februarie o nouă listă probabil de voluntari okay. Și le dăm și scurirea dacă sunt am aici în locul local. Deci cine este? Mai este cineva pentru acest amendament depus? Da, eu sunt. Bună ziua. Cine este pentru amendament? 1, 2, 3. 3 pentru amendament. Împotrivă? Împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și o obține. 2. 2 obține. 3. 3. 6. A, scuze. Pentru și 3 obține. Da. Să fac precizarea că cele două voturi trimise nu au referire făcută la amendamente. Dar oricum nu trebuie amendament. Da. Da. Nu trebuie amendament. Da, dar acum ar trebui, da, să cerea că toată lumea, dacă am discutat că reevaluăm lista cu voluntarii, na, asta da, e. Faceți, propunem în ianuarie, okay. Faceți comisia, cu Horeca, doamnă, da? Da, Horeca. Vă rog să vă exprimați votul pentru adresa făcută de Da. Deci rămânem la minim să sperăm, să sperăm la vremuri mai bune în care o să putem încălta să rezolvăm la atunci ca să putem încălta ce am făcut. Stai să vă spun. Da. Am un groan amendamentul... Da. Tot la proiectul ăsta? Proiect da. Da. Pentru ceilalți. Adică da, ești cam la a treia intervenție și nu prea, nu vreau să abuzez de mine. Acum, hai. Nu abuzez că... Hai. Nu numai la scolegi, domn președinte. Haideți. Știți cum este? Adică ar trebui să vină și, sunt unii care au înflorit în pandemie. Nu vorbesc de, chiar din Horeca, care au avut delivery și nu știu care și au avut cifră de afaceri mult mai mari. Deci ce ar trebui spun la nu, nu, domnul Păun sau cine a făcut acolo, Popasul Plin, a venit argumentat. A spus, doamne, avem atâta, nu știu ce se vede pe acolo că a avut pierderi și nu... Adică nu vine unul, are beneficiul nu știu cât la sută și vine să ceară scutiri. Da, dacă permit să răspund la întrebare. Dacă eu îi dau minim lui Păun și nu îi dau lui ăla de la Club Caro, ăla vine și mă dă în judecată. Corect. Nu-i discriminare. Ce fac? Trebuie dat la toți. N-ai cum. Da, Horeca. Deci să aplică curaza comunii, mă, la ce desfășoarea când trebuie să zice, nu? Domnul Brânză, a doua intervenție, ultima. Vă rog.
Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Trebuie ca să analizăm o perioadă din urmă și să vedem că o recap pentru noi a fost generatoare de taxe și impozite grosiere. Da. Și ar fi păcat acum să nu venim și noi să-i sprijinim. Dar măsura trebuie ca să fie pentru toți cei care fac parte din proiectul. Exact, dar noi am trecut. A fost votat la noi. A fost ok. Bun. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate. Vă rog să vă înscrieți la discuții, deși le-am avut cu camera închisă. Domnul Talam. Una, atunci. Eu sunt prima, nu domnul Talam. Mă scuzați, domnul Aceata. Domnul Aceata. Nu aici, dumneavoastră. Dar nu mă pot și nu te-a făzat greșit. Ați acolo. Domnul Aceata, domnul Talam. Cine se mai gândește? Vă rog. Eu am analizat organigrama și aș avea o întrebare și totodată o propunere. Dacă avem apare în organigramul compartimentul de achiziții publici și managementul proiectelor. Consider că nu mai e cazul să avem contract de achiziții cu o firmă specializată, nu? Ar fi o cheltuie la plus, dacă avem om care să ajungă să va... În principiu, așa ar fi, doamna Băiția, dar știți ce se întâmplă? Avem trei oameni calibrați pe ceea ce discutam unul mai devreme, pe taxe și impozite locale. Noi am împărțit ca să putem da înainte cu colectarea, am împărțit rolurile pe alfabet. Ciobanul Niculina, care e pe management proiecte, are și trei litere, A, B și C, care sunt vreo 800 și ceva de roluri, 1000 de roluri chiar, nu? Adică avem destul de roluri. De acolo, da, de la C până la M merge doamna Zaharia, de la M la Y merge Ilaș. Adică mai face sau altceva, mai desfășoară sau altă activitate. Nu știu, analizăm și varianta asta. O analizăm și vedem în ce măsură putem realiza. Din punctul meu de vedere, această firmă care îmi face achiziție, se mișcă greu, nu știu, vina lor sau... Nu-mi dau seama, da? Ziceți. Conform legii 98 a achizițiilor publice, acest compartiment, numai că noi nu putem permite, suntem prea mici ca să avem ce spune legea. Și de asta nici permit la cei mai mici să avem un singur om responsabil de achiziții. Acest compartiment ar trebui să aibă trei persoane, în speță. Da. Un economist, un jurist și o persoană tehnică. Adică achizițiile mari și mai dificile ar trebui să aibă expertiza acestor trei persoane. Mai având o singură persoană care cumva le monitorizează, le strânge și nu are expertiză pentru, de exemplu, pentru a evalua oferte pe construcții, nu are pe utilaje. Cum poți să spui că e ok o ofertă dacă nu ai cunoștințe? De asta ni se permite și de către niciodată Curtea de Conturi nu a zis că nu este legal să ai prestări servicii. Nu, dar vreau să spun de ce e nevoie, pentru că nu ai expertiză. Eu nu pot să mă duc ca jurist să zic că asta este pregătirea mea, să evaluez utilaje sau construcții. Pentru că nu mă pricep. Pentru mine chinez acolo, sincer că zic. Sau să mă duc respectiv, are competențele astea? Da. Da. Adică își asumă corectitudinea evaluării ofertelor pe partea economică, pe partea tehnică, pe partea juridică. Noi facem cunicurina, facem achiziții. Răspunsurile, tot clarificări, da? Da. Facem doar achiziții din astea mai ușoare. Eu știu, cheltuieli curente și mai avem noi de cumpărat. Achizițiile directe, care simt. Dar astea mai grele. De exemplu, suntem în evaluare cu utilajul nostru, cu tractorul, cu astea, acolo. E destul de complicat pentru că, trebuie să spun, acolo vine rechini, știți cum? Și dacă ai picat în raza lor de acțiuni, n-ai poți să dai înapoi. Te trezești cu tot felul de minuni achiziționate pe aici, cu tot felul de, pentru că...
Asta e viața, astea sunt oameni, așa lucrăm. Ei vor să vândă toate joasele, îi minunesc oamenii. Trebuie un om cu experiență care să știe, să facă și că e de disarciu ca oamenii, să, să o pună ca lumea să-l completeze cum trebuie, că așa, dacă îl facem noi sumar. Poate și de cum îi facem serviciul ăsta. Dar trebuie. Da. Da. Nu cred că ni-l n-am înțeles exact, nu îi dăm voi legea să-l organizăm. Nu se permite să avem o singură persoană. Nu, da. Ne permite să organizăm acest serviciu. Cum au alte nu? Poate din treabă. Nu prea ai nimeni pe persoane la chestia. Decât cei mari. Eu dacă îmi permiteți, cam știu care ar fi condiția pentru treaba asta. Sediul nou de primă linie. Asta, da. Eu cred că primările care au achiziționat, vorbesc de mediul rural, care au achiziționat foarte mulți fonduri europene, gen Ciubut sau așa, cu siguranță au. Compartiment. Au compartiment. Au compartiment, așa, externalizat. Siguranță au compartiment. Eu vă recunosc, am chiar la tipica, mi-am făcut de râs odată la evaluarea unei oferte. Eram un membru în comisie și m-am luat așa o seamă, știți? Pe construcții. Când căutam la deschidere, era pe atunci deschidea în fața ofertanților, nu pisica. Și a spus că lipsește documentul nu știu care, am zis eu și a început ăla să-mi spună conform normativelor, nu știu care, ăla e documentul. De atunci am zis, în viața mea nu mai spun ceva. Nu mă trăie cu domeniul. Dar m-a făcut de râs. Ok, eu am întrebat. Da, am înțeles. Mai aveți ceva? Domnul Talon. Și eu venisem... Bunul samaritean, ai zis. Da. Și eu venisem cu un gând bun, așa, să, la serviciu, la compartimentul de poliție locală, să luăm, în care să țin și posturi, să ducem două posturi la serviciul de gospodărie comunală și două posturi la serviciu și apă și canal, pentru că vrem, nu vrem, trebuie, avem foarte multe probleme și avem nevoie de oameni care să muncească acolo și așa mai departe. Având în vedere că, n-am terminat, mulțumesc. Având în vedere că doamna secretară a spus că de la prefect este nevoie, sau la numărul de cetățeni este obligatoriu un număr de poliție. Un polițist, da? Doamna secretară. Da, la 1000 de locuitori. Da, dacă vreți, nu da, dacă așa, vă dau cam adresa de la prefectură. Bun. Știu că v-ați documentat, am văzut. Păi da. Dar haideți să ducem până una altă și așa acest serviciu nu prea a strălucit în decursul anilor. Deci n-am văzut nicio amendă dată, n-am văzut niciun proces verbal, n-am văzut niciun raport de activitate. Iar noi acest compartiment l-am folosit așa ca o rampă de lansare. Vine unul și ducem la urbanism. Vine unul pe polițiști locale și ducem nu știu unde. Hai să ducem doi așa și doi așa și rămâne un polițist local. Și domnul primar a promis că în ianuarie se rezolvă cu așa și angajam un polițist local vrednic care mă amendează. Deci nu faceți discuții dumneavoastră. Dar nu fac, nu. Nu faceți discuții. Este propunerea mea. Eu știu, dar propunerea noastră trebuie să fie clar ce trebuie să facem. Nu facem. Să facem, să ducem, propunerea mea să ducem două posturi la gospodărie și două la apă și canale. Așa, și să avem la postul. Din păcate nu se poate, ar fi bine să putem. Se poate, asta e. Ce spune adresa, domnule? Adică eu nu știu dacă să dai 5 posturi la poliția locală, omule. Deci nu sunt când s-a înființat poliția locală, când s-a înființat poliția locală, s-au gândit așa, deci la 1000 de locuitori, un post. S-au modificat toate organigramele din țara asta cu posturile astea. Deci la Mărmura cu 5, la 31 cât aveam, am ajuns la 36, cred, nu? Cam așa era la vremea respectivă. Cât aveam noi 35 organigrame. Adică ar fi putut legitorul să spună din posturile liberi, vacante care le aveți, puteți să organizați 1, 2 sau 3, așa. Ori nu, stabilește clar. La mine de locuit, ai un om. Că angajezi, nu angajezi, nu e o problemă. El rămâne blocat. Dar ăla e un organism. Doamna secretar, vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Da? Noi avem 5. Eu n-am zis să desfințăm. Nu putem să ducem 2 de la compartimentul de poliție locală la... Haideți să ne uităm un pic, că asta l-ați avut de fiecare dată în spate la organigram. Cred și în aprilie nu l-am văzut. Dar nu avem posturi la deci avem așa. Constitu, pardon,
structura noastră de comun are 30 de posturi. Propunerea domnului Talal de a muta 4 posturi, ca asta sunt, da? Se le iau de la poliție locală, trebuie să le duc peste astea 30, eu n-am voie. Dar asta e propunerea acum, verbal, nu ce adunam. Păi nu, dar zic așa, ca să înțelege. Propunerea să iau 4 posturi de aici, duc aici, trebuie să le pun la 30. Și eu n-am voie să depășesc 30. Poți să desfințează compartimentul? Dar nu am cum să desfințez, că am 5 aici. Celălalt, deci, în afară de astea 30, toate astea de aici, care mai sunt bugetate, sunt în afara organigramei, stabilite prin lege. Dar sunt localități care... Dar nu trebuie să vă spuneți, s-a angajat polițistul local, ăla care e așa, și l-a spus pe urbanist, pe ăla care i s-a întors, s-a plecat de la noi, atunci s-a putut și acum nu se poate. Dar nu l-am, dar era, nu, era, amestecăm lucrurile. Este vorba de atribuții, el a fost angajat pe disciplina în construcții, având în vedere... Dar da? Tot polițist local. Tot polițist local, având în vedere că el avea pregătirea și pe cadastru, îl folosea la cadastru. Mi-a convenit să-l folosim și la cadastru. Și atunci l-am mutat omul, nu postul. E o diferență. Da, postul a rămas. Da. Postul a rămas, și l-am mutat pe cadastru. Dar de ce îmi au plecat și ăla? O stat două luni zile și o personală a polițist în continuare. Și s-a dus înapoi că... Dacă vom atinge populația de 6.000, vom avea 6 posturi. Dacă vom avea 6.000, vom avea 6.000. Dacă vor la Girama să mărești cu oamenii. Certe că e nevoie de oameni, la gospodării și cum... Eu spun, avem posturi de acolo, de vis-a-vis de apă și canalul, să discutăm la urmă, va trebui să discutăm foarte temeni și serios, vedem exact ce e și cum facem. Trebuie să nu ce facem, să luăm o hotărâre, dar trebuie să luăm cu toți aici, ne punem de acord. Haideți să vorbim la urmă, asta, ca să terminăm, să deblocăm, să dăm urmă mai departe. Domnul Tala, mai aveți ceva? Mulțumesc. Mai dorește cineva? Dacă nu vă spun aprobării proiectului de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Dăscălescu, foarte corect, îmi cer scuze, nu am anunțat. Dar trebuia să o fac. E foarte bine. Și domnul Tala. De anunțat înainte că poți fi situații de... Da. Are experiență, știi? Are experiență, da. O plus cele două, cum sunt domnul... Pentru. Pentru. Deci domnul Birușcu a vă votat pentru, ca să știu. Trecem la stabilire salarii. Bun. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Mărgăna și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local. Vă rog să mă înscrieți la cuvânt. Domnul primar, poate spuneți. Ah, după cum știți, salariile au fost blocate și... Și de externe, toate indemnizațiile au fost blocate. Până la nivelul 2019, de fapt, dacă ne gândim. Cam asta e. Aici stabilim salariul, mai cu seamă, salariul asistentului. Aici am avut. De asta am și fost. Și a medicului a jumătății de medic. Avem o jumătate de medic și un asistent. Adică ar trebui să avem... Master și jumătate. Un asistent și jumate, nu? Sau cum? Sau un amenu? Deci, da, jumate medic și un asistent și jumate. Da, adică poate fi un asistent și unul cu jumătate din normă și medic cu jumătate din normă. De asemenea, am solicitat NFP-ul să facem un reglaj acolo, să desfacem. Dar a fost la prima, da? A fost la prima. Înseamnă că ne simt deja de... Da, cu salariile. Ce este foarte... Nu avem mare... Da. Mă scuzați, domnul primar, ce e foarte important, nu s-au modificat la vădere, da? Da. Da. Am pus medicul și asistentul că l-aveam înființat, dar nu era salarizat ca să poți să... Jumătate în urmă ce înseamnă? 4 ore? Da. Adică zilnic? Da. Zilnic, da. Da. Zilnic cu jumătate din urmă, da. Nu o să angajăm, sincer, nu cred că o să angajăm un medic la arme medici aproape, dacă e nevoie, Doamne ferește, de o intervenție, dar asistent medical se impune, chiar e obligatoriu să angajăm la... Trebuie să vă gândiți la un acord, la o minută, la ceva scris cu cabinetele medicale individuale. Vis-a-vis de... Sigur că da. Da, știți că mai am mai avut o discuție cu dumneavoastră, da. Mai să mergem la 4 ore, poate, contract de muncă, pe timp determinat.
cu controlele la început de an școlar și, mă rog. Da, am avut într-adevăr discuție. Am avut discuție, da. 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 Ok. Da, cam asta. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu vă spun aprobării proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Dăscălescu. Domnul Dăscălescu, situația așa. Bun. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului pentru microbuze de transport școlar. Dacă aveți... Dacă aici este foarte clar. Vă rog, doamna Băicean. Eu aici poate n-am înțeles eu bine că nu mă gâream și poate nu cunosc traseile. Eu n-am văzut Valea Măgurii nicăieri cu traseile astea, este? Nu mai vine autobuzul prin Valea la copii? Vine microbuzul. Microbuzul. Am avut, cred că discuția asta am atins un pic înainte de ședință. Dar nu, da? Da. Ce nu-l văd aici? Avem un traseu stabilit cumva, funcții orar, doamna Măgurii. Adică dacă nu încep sau ce stânga dreapta, mai rău și alte udiți, nu reușim să ne încadrăm. Nu ajungem în timp util la școală. Avem doi oameni buni pe două microbuze, dar care nu reușesc să facă față. Eu știu că la ora actuală microbuzul vine dimineața, da, până la jumătatea vârii, ia copiii și la prânz îi aduce înapoi. Aia de după amiază vin pe jos. Așa e acum. Nu, îi lasă la tereță acolo. Da. Acolo, nu? Acolo îi lasă. Nu, mai încolo. Mai sus, mai duce mai sus, da. Nu putem ajunge la plecare la poartă, ideal ar fi la poartă. Nu la poartă, dar întrebarea mea este, nu mai vine din loc? Să scoate traseul ăsta? Nu, cum să scoate? Păi nu-l văd nicăieri. Doamna Dreca, vă rog să spuneți la eu. Vă lovesc zi de zi cu... Dacă v-ați să scrieți, vă rog, spuneți. Vă rog, spuneți. Și avem numai de 200 și ceva de copii de transportat. După amiază, într-adevăr, seara, nu după amiază, pentru că copiii la prânz pot veni cu microbuzul când îi duce pe cei mici. L-a venit prin, l-a plecat, nu poate să mai meargă, pentru că o clasă a 5-a termină, când termină, care mai puține ore, a 6-a la fel, deci niciodată nu corespunde programul celor de 5-a, cu 6-a, 7-a, 7-a. Ori nu putem să facem la fiecare terminare de program, la fiecare clasă, câte o cursă până dacă e un copil, că la clasa 6-a, la 7-a, avem un singur care merge pe vale, un loc, un singur copil până... Dar vei părinții, bănuiesc, la Ciuleasă. Da, vin părinții, de ce? Merge dar mă gândesc că nu-i lasă cadrul educativ și speciul. Dar întrebarea domnului. Întrebarea era dacă actualul traseu de dimineață se mai păstrează, că eu nu-l văd aici pe listă. Nu figurează ca traseu. Nu figurează ca traseu pe listă, asta nu-i problemă. Nu știu, chiar nu o faci să spuneți. Nu scrie nimic. Eu m-am dat foarte atent la tot timpul traseu. Ați zis traseu, nu am un pic barat. Deci traseul numărul 1 are primării Pădurești Mihan, Socotol, școala Emil Brăiescu. Distanța are 11 km. Traseul 2, al doilea microbuz. Nu școala Emil Brăiescu, Pădurești, Mihan, Socotol, școala Emil Brăiescu, școala 2, Vasil Capot, CFR, Vila Roz, din cartierul CFR. Pot CFR, școala numărul 2, școala Emil Brăiescu. Are 20 de km. Școala Emil Brăiescu, primărie, PECO, școala Emil Brăiescu, ăsta e la alimentare, bănuiesc, nu? Da. Așa. Astea sunt traseele. Deci ăsta de... Da. De la Trihan și Ocodor, coboară pe la... Nu coboară. Nu coboară, dar... Primărie, Pădure, Trihan și Ocodor. Nu, e vorba de dimineață. Nu, ăla de dimineață. Deci copiii de la Rive Vale, vin. E doar Ienache, atât. Ienache și cu care merg la școala 2. Vin cu... Șadani. Școala Emil Brăiescu. Eu văd, doamna Adresa, eu văd dimineața microbuzul trecând, așa. Da, nu-i trecut. Nu-i trecut. Nu-i trecut. Nu-i trecut. Nu-i trecut. Asta dorește. Și-a vizit pe Valea Măgurii, da. Păi e o misiune, nici completă. Da, nu-i trecut. Ați văzut ce ne face temele, domnul Curoan? Păi da, așa trebuie, domnul Tălău, că luați o căciună din bani, din demnizația de conție, nu? Așa nu se dă rog pe slavă, că luăm că mi-e și ceva din ei pe lună. Deci dumneavoastră nici problemă să obitem. Așa este. Șeful, domnul Tălău. Așa vă zis, că luăm că 1000 și ceva din ei pe lună degeaba. Nu, dacă ai idee, noi rămâneți să vă mai iau la vechi, adică dacă trebuie... Da, dar poate trebuie... Poate nu ne-am făcut și abatul meu. Da,
Da, nu, dar tocmai asta e ideea. Haideți să învățăm la urmă, trecem peste. Trecem peste el și-l analizăm. Îl lăsăm la sfârșit? Da, stimați colegi, trecem peste el și ne întoarcem la el, da? Deci nu îl supun aprobării. Hai să trecem la următorul. Nu, dar eu vreau să rămân. Nu, ne întoarcem la el. Am zis că întoarcem la sfârșitul după ce se documentează doamna Dreptă. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrații prin CNI, amplasamentul și asigurarea condițiilor pentru proiectul pilot Sală de Educație Fizică Școlară. Domn primar. Da. Am primit solicitarea de la CNI, da, pentru predarea amplasamentului în vederea construirii unei săli de sport. Urmează după aia proiectarea și cu execuția pe care o scoate CNI-ul. De obicei merge foarte repede la sală de sport. Da, ar trebui să ne uităm mai devreme acolo. Am mizat și noi, dar până la urmă tot aici am ajuns la CNI și fac niște săli foarte frumoase. Suntem în discuții, nu mă feresc să spun, și cu la sportul pentru terenul sintetic din lângă. Adică să mai verificăm la maxim, în sfârșit, terenul ăsta pe care îl avem. De atâția ani, neamenajat nici într-un fel. Și acum, dacă tot ne-am apucat, să-i facem sală de sport, să-i facem și terenul la sintetic, lângă el, vara, copiii se poate să-și desfășoare activitatea acolo. Din păcate, nu ne-am putut orienta și către școala 2, acolo suntem sub cota de inundații. Adică, așa, nu știu, parcă spăcute, stregate. Nu știu ce vom face acolo. Eu mă gândesc și o să discut după ședințe cu tine dacă ai un pic de timp. Mă gândesc să achiziționăm o proprietate din lângă școală. Acolo jos nu vom putea face nimic niciodată. E sub cota de inundații, oricât ne-am străduit noi să facem un teren acolo, ieșim în spate. Dăm o proprietate lângă școală, dacă ne va permite bugetul și dacă găsim soluții. Și acolo să ne amenajăm în dreptul școlii, să ne facem o bază sportivă, adică să facem și școala aia să fie completă până la urmă. Copiii aia au nevoie. Dar siguranță că și ei au nevoie. Dar m-am străduit tare cu zona respectiv, nu sunt poate nici cum, e mult sub cota de inundație acolo, terenul de jos. Ai da. Dar nu se poate băga o umplutură? De unde s-o ocupare acolo trebuie să... Da. Avem aviz care spune că e sub cota de inundație. Adică toate lucrările astea pentru scoaterea de sub cota de inundații sunt lucrări foarte costisitoare. Deci nu o face la nu poate să faci cu... Să fac amenajări cu diguiri, cu astea, cu gabioane, cu... E destul de complicat. Mă gândesc acolo în vecinătate, cred că ar fi ceva, lasă-i mai bine, cred că e unde de-a ta ceva pe lângă pe acolo, lângă școală, de la Leon Prădaiș. Nu? Așa avem impresia, de asta am știut ce scâmpa, nu am văzut că un pic. Am înțeles. Adică să găsim o soluție și acolo. Dar până una alta aici să-i dăm bătaie cu ce avea la îndemână. Da. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu vă spun aprobări proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cele două sunt cu pentru. V-am spus la bun început, da? Da, doamna okay. Vasilor nu este în sală. Doamna Vasilor nu este în sală, dar votează pentru, cu siguranță. Nu? Atunci o așteptăm. Nu este în sală. Nu e în sală. Nu, nu e problemă. Da, e ok. Bun. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 8 a bugetului de venituri și cheltuieli. Domnul primar. Păi rectificăm bugetul. Ne-au mai venit niște bani pentru PUC. Ce sunt mai arătat locul din bani? Așa niște bani pentru PUC. Urmează să ne mai ajungă niște bani. Am primit bani pentru asistență socială. În total 190.000 de lei. Chiar și pentru bursii, nu? Am avut bursii, bursii din încălzirea, adică avem social și bursii. Banii din încălzire. Da, și banii pe zonă cu... Și banii pentru ce care vin și pleacă. Urmează să mai vin la OCIOC, mai vin 220.000 de lei. Dar până nu avem adresa, nu putem discuta. Banii care am solicitat, noi pentru cofinanțare, pentru grădinița din satul nou Crihani. Acolo a făcut reevaluarea după ordonanța 15, doamne, nu? Ordonanța 15 privind actualizarea prețurilor în urma
scumpirilor, în urma scumpirilor. Și am făcut solicitarea către minister și ne-au alocat într-adevăr, din câte am înțeles, 220.000 lei. Da? Când vom avea adresa, atunci îi rectificăm. Aș veni eu cu un amendament la proiect, că așa se întâmplă din foarte mult, i-am uitat să trecem acolo. Și am vorbit cu doamna Marcica, să luăm de la 51.0220, să luăm 17.000 de lei, să-i ducem pentru pom de iarnă, pentru ce am avut noi cheltuieli cu toate astea cu organizare. De la 51.0220 și ducem la 65.0257 la învățământ. Ca să putem acoperi cheltuielile cu ce avem noi în perioada asta la... 51.0220... 17.000, da? 17.000, da. Adică ar trebui să la unde? Da. 51.0220. Bine, dar n-am avut o discuție referitor la... Da. Și toată lumea a de acord. Da? Da. El facem așa, da? De acord toată lumea, da? Ca să ne acoperim. De acord, propunerea cu modificare. Da, cine este pentru modificare? Amendament. Împotrivă? Abținere, mulțumesc. Unanimitate. 12 pentru. 12 pentru. Poate? Nu. Dacă nu vă spun... Doriți să vă înscrieți la cuvânt? Nu. Dacă nu vă spun aprobării proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abținere, mulțumesc, unanimitate. Dacă vă mai fi nevoie, poate fi Crăciun anul nou, pentru sumele despre care am vorbit, să mai rectificăm. Nu știu, vom vedea ce mai vine sau dacă va mai fi o nevoie urgentă. De Crăciun și anul nou, indemnizație specială, nu mai da. Da, așa. Păi, mai se umătiți să ne adunăm, nu? Așteptăm de doamna Vasilor, că avem un Până atunci vă propun să dăm cuvântul domnului primar pentru problema spinoasă a mentenanței și după care ne strim la cuvânt la diverse, da? Domnul Dalas, sunteți de acord? Bunul samaritean, am spus eu bine. Vă rog, domnul primar. Revin cu problema pe care am mai discutat-o și anterior. Dalas spunea bine că avem nevoie la apă și canal de oameni, de angajați. Avem două posturi acolo. S-am tot stat în cumpără și m-am tot gândit. E bine să angajăm noi oameni acolo, să ne angajăm doi oameni să facă ce? Să facă mentenanță pe apă și canal, pe o rețea pe care nu știe niciunul dintre ei, să zicem, viitorul angajat, viitorii angajați. Nu avem scule, nu avem unelte la îndemână, nu avem pregătirea necesară pentru executarea unor astfel de lucrări. Nu mergi pe altă idee, adică toată lumea externalizează. Mai degrabă își ia de pe cap o povară, că doi angajați la primărie, presupune să-i și școlești, să-i și să plătești taxe și impozite după ei, să plătești impozite pe salarii și plus mai ai și toate responsabilitatea vis-a-vis de anumite incidente care se pot întâmpla pentru astfel de activitate. Ori așa mă gândesc să optăm pentru mentenanță, să rezolvăm odată cu treaba asta. Avem oamenii ăștia care lucrează la apă și canal și să punem într-adevăr un reprezentant, un om, un angajat care se ocupă numai de apă, de coordonare, de apă și canal, care să stea să monitorizeze tot timpul, inclusiv în casările și toate astea. Ce spuneți de treaba asta? Mai avut discuții pe tema asta. Ați găsit o firmă capabilă dispusă să facă mentenanță? Firmă sunt capabile să facă. Firme sunt capabile, dar mi-a spus nici firma de vis-a-vis, doar un bon de bilian. Am înțeles. N-am scos-o din calcul, pentru că e o firmă care poate să vină foarte bine să presteze. Și am mai făcut și... Avantajele sunt pro și contra. Avantajele ar fi că nu mai au și alte localități. Bine ar fi să avem o firmă de mentenanță care face numai măgură, operează numai măgură. Dacă ai o firmă, cum vine hidrogen, are 20 de localități, vine greu. Vine, dar intervine foarte greu. Vine în ordinea solicitărilor. Da. Așa, dacă ești în poziția 19... Dar ca idee, eu zic să ne gândim așa. Dar eu cred că nu e corect. Firma respectivă se dețină și o parte din contractele cu apă și fac și mentenanță. Păi nu. Spunea tot contractele și pe care doamnă Marița, v-a spus foarte bine. A ridicat foarte bine probleme. Deci, acolo nu există decât mentenanță, reparație și întreținere. Dar sunt la jumătatea contractelor, domnul primar. Cum? Am depășit jumătate din contracte? Păi nu prea am depășit. Am depășit jumătate din contracte. Da, stăm la câte ori sau două contracte. Dar merge greu. Merge greu, într-adevăr, pentru că nu... Pentru că nu avem oameni la care... Și nu avem oameni greu. Pentru că nu avem oameni la acest serviciu. Niciun om. În 10 luni, câte 10 contracte pe zi, însemnau 2000 de abonați.
Exact, o persoană se ocupa numai de asta. Acum luăm în calcul și pandemia și toate astea. Fiecare, fiecare găsește câte un subterfugiu. Dom'le, e pandemia, nu pot, nu mă duc, nu fac, nu trec. Adică, nu știu, trebuie să găsim o soluție, să-i dăm un hieruc în față. Trebuie nici că să-l acapărăm pe toate. Trebuie oameni, domnul primar. Noi nu avem niciun om angajat pe acest serviciu. De da. Când în când, când au liber băieții așa, băi, care îi avem la serviciu, care fac... de toate. Eu vă spun sincer, nu vreau să-i dau de unde spune mai stau. Da. Eu știu. Domnul primar, ați făcut o estimare la cât s-a aplicat costul cu mentenanța? Adică față de avem doi angajați, de exemplu? Nu, 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 la salarii cât avem doi angajați, dar nu ai răspunderea pe cap să ai grijă la lor. Să-i școlești, să-i îmbraci, să-i dotezi, să-ți dotezi cumva în serviciu. Adică, îl trimis la treabă, nu poți să trimis boaca, boaca și cu lopata și cu voia, știu ce mai poți să trimis. Trebuie să arăți spre ce vrea să îndemânarea, să știi ce se fac acolo. Așa. Care se dată când e avaria, care se facă și un demis, constate, într-adevăr, da. Un om care mă rimă. Mă refer, nu mă refer, dar trebuie să o gândim bine ca să putem lucra constructiv și rapid și eficient. Într-adevăr, să luăm povara asta, e o povară. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta. Este o povară. Mă ales, canalul ne nebunește. Nu avem experiență, nu avem și teamă mică și cine va veni va fi la fel de nepregătit și de neputincios ca și cei pe care îi avem. Ăștia săraci au învățat că din cât din mers așa, ce au putut de ei să învețe. Dar oamenii nepregătiți pe apă și pe canal e ceva de groază. E de groază cu cine confruntăm zilnic, dar zilnic. Nu mai spun și de cetățenii care ar trebui să priceapă, să înțeleagă că sistemul ăsta de canalizare nu e pentru murături. Ce să vă spun acum, am avut o intervenție la moară, un gospodar pe zonă, nu știm care, a făcut țuica. A făcut rachiul și toată boasca aia cu sâmburi de pune, o dată o canalizare. Este un fundat, s-a făcut acolo un loc de toată frumusețea la moară. Cam așa, cam aici, mai așa, așa. O presupune intervenții și genul ăsta. Adică cine ia să-și asume. Aduc vitar și aduc care, curăț, fac. Înainte de a-i da cuvântul lui domnul Brânză, domnul primar, nu vă supărați pe mine. Nu mă supăr. Am lătrat de nu știu câte ori. Faceți o comisie și mergeți și verificați unde strase pluvialele. Că ăla nu și aruncă boasca. În WC-ul din casă, vă garantez eu, ăla are țeapă de 150 sau de 200 raportată la canalizare. Așa este, vă spun cu siguranță. Ascultați și vă spun eu, sunt foarte mulți cetățeni care s-au raportat cu pluviala la canalizare. Dacă cine, nu poate să mă contrazică nimeni. Când o să am zis, nu poate să meargă poliția și până o caută la mea. Să se meargă în comisie cu tine, vreun tip, încă unul, așa se face, nu? Da, domnul Brânză, vă rog. Una din problemele ați abordat dumneavoastră și foarte bine a spus. Problema asta cu raportarea pluvialului la canalizare o să ne creeze în locul de suport financiar, că nu mai bate contorul general. Cu consuma pe contorul, cu suma contorilor, suma apă. Rezultat de așa, de la nu poți canaliza mai multă apă decât... Pentru că el, în afară, o să aibă alimentare cu apă potabilă, așa cum este ea, plus canalizare, care este foarte parte sau poate 100% din apa consumată, și vine pe partea asta la altă, cantitatea de apă din pluvial, care va fi suportată tot de noi, va fi suportată de noi și atunci tu n-ai încasat. Aici e problema mare, dacă noi nu intervenim repede, la treaba asta, vom avea disconfortul ăsta financiar. Și atunci o să ne ia cineva la întrebări. Băi, unde ați plătit voi asta? Ce s-a întâmplat? Unde? Care-i treaba? Ceva? Scârții. Asta este una. Apropo de mentenanță. Îmi asum ce vă propun. Nu am nicio treabă cu cei care au făcut până acum treaba asta, dar ca fiind ei ar fi cei mai indicați. Pentru că știu toate sunt terpunge niște cazuri care le-au produs. Corect. Și care, doamne, le spun asumat acum. Așa este. Și ei acum viniță. Este punctul meu de vedere. Nu trebuie ca să fie cineva la sentimentul meu. Dar ca să vină o altă firmă din altă parte neștiutoare a cipe de desubt pe aici, mi-a rămâne cu seama întrebări. Îi vezi pe toți cu seama întrebări. Dar unde? Unde? Acum ce fac? Este punctul meu de vedere. Mulțumesc, domnul președinte. Da. Poftiți, domnul Talau, domnul președinte. Canalizarea de când este, domnul Glăduț? 2009. Deci această problemă
aprove. Aia este din 2009. Ați fost consilier, ați fost viceprimar, ați fost primar și suntem în 2021. Deci haideți să o rezolvăm. Dar cum să o rezolvăm? Bun, toți așa, dar să o rezolvăm. Cum să o rezolvăm? Trebuie un viceprimar, trebuie un polițist local să meargă, trebuie somați oamenii, adică trebuie... Asta este... este... Domnul, așa domnul, dacă alegeam cu totul niciodată... Dați-i răspunsul lui domnul Talala, haideți să, să mișcăm ceva, că... După asta ține un pic de organizare, domnul Vici, trebuie să vă organizați, găsiți soluții, spațiți ceva în sensul ăsta. Da? Cu ce ne... Da. Vă arată fișa pe organigramă? Că n-am venit? Haideți, sunteți aici. Dar aveți, aveți și alte atribuțiuni, dar aveți prin atribuțiuni, aveți și o dispoziție separată pe apă și canalul, care am făcut niște comisii care merg, care fac, care drept. Eu sunt de acord cu, cu tine, ascultă-mă până la capăt, că știi, tu ai problema aia cu delutul. Cum așa și eu acum. De acord că nu avem oameni, nu, nu sunt, dar trebuie să găsiți soluții cumva. Mai facem o hârtie, mai somăm oamenii, dar până la urmă trebuie mers, pentru că avem un spaut. Poate nu ar trebui să spunem. Din dreapta de la pădure se duce gravitațional. Deși nici acolo nu e. Dar aici v-aș duce în spau. Când plouă, numai de pe o clădire ca primăria, dacă s-o cotești, dacă ai două case, ai inundat spaul ăla cu totul. Și se duce, bineînțeles, într-o zonă care nu ne dorim niciunul dintre noi să ajungă. Adică, cam așa, cam așa stăm. Va trebui să facem și lucrul ăsta. Va trebui să facem și lucrul ăsta, deși e greu. Avem metalpac cu tot. Avem, da seama, din metalpac am putut ca să dau afară. Am mai spus o dată, e greu, domnul primar, dar trebuie început. Trebuie început. O să începem după sărbători, acum trec sărbători, și haideți să o luăm la... Mergem efectiv peste oameni în curte, luăm, băi, frate, arată-mă unii de-aia. Arată-mă, corect! Ai dat-o până acum, foarte rău ai făcut. Scoate, anulează tot, două la șanță, că avem șanță, avem de asta, de asta avem nevoie de angajați la APA Canal. Eu vă înțeleg, da, o să angajăm o persoană responsabilă cu mentenanța și cu asta. Cine o să facă mentenanță, siguranță nu o să aibă atribuțiuni de genul ăsta. O să facă doar întreținerea. Și ideal ar fi să avem o firmă care să nu mai aibă încă 3-4 mentenanțe. Când ai 3-4 mentenanțe, ai mărcie, scoaie, mărcine, n-ai astea. Deja te-ai pierdut în, în timp și în, în spațiu. Dar asta o să vedem, cum o să decidem asupra și în ce mod achiziționăm firma. Da, e adevărat că avem și problema asta. Am reușit cu polițistul local, că tot eram vorba de el, în ultimele două săptămâni, să punem pe picioare cumva sistemul ăla de canalizare, spaul ăla. Deci chiar l-am făcut, pe minimum era. Ia auzi, da. Deci chiar l-am făcut ca lumea. Deci funcționează, dar funcționează ceasă. Aveți dreptate, domn primar, domn primar, l-am făcut ca lumea. Că lumea e apăcură. Deci chiar funcționează, sincer. O schimbat, o făcut automatizarea pe acolo, am mai făcut și niște modernizări, niște. Ce am făcut noi acolo și acum chiar funcționează, chiar merge. E bine că l-a servis la canalul ăsta, trebuia dat la canalul de Viditel. Dă-l, îi place, să știu. Îi place că se pricepe la automatizări, la ce spun eu și chiar am văzut pe reușit. Îi place. Instalații, la ce-au făcut eu. Dar măcar bine că au făcut lucrul ăsta, bun și putem... E inginer. Da, sunt inginer în... sisteme mecanice, nu știu. Da. După ce se închide camera, am să vă zic. După, 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 după ce se închide. Da, da, bine. Da, la Băiceanu. Eu scurt. Sunt perfect de acord să am o firmă de mentenanță. Nu mă deranjează că e X sau Y sau Z. Important e contractul să-l facem cu cea mai mare responsabilitate. Foarte bine spus, corect. Și aici propun o comisie. Poate și dintre noi. Mai suntem și noi vreo doi ingineri pe aici, da, cu experiență și să analizăm foarte bine contractul înainte să-l semnăm. Să-l semnați. Da, nu știu dacă neapărat o comisie, dar cred că părerea de căruia, experiența de căruia să se facă acolo. Că, știți, se întâmplă degeaba, avem mentenanță. Sigur, atunci va urma omul ăsta, achiziția, adică să-l facă acolo. Și după unde fac? Degeaba avem mentenanță, dacă se întâmplă o... problemă vinerea după amiază și până luni nu intervine nimic în mijloc. Asta e problema. Chipuiți-vă să chem pe Andreea, chem pe Alexandrescu de la Cujan, să vină să o scoată cu oameni. Au venit seara aceea. Au venit sâmbătă, au venit duminica și l-au scos. Trebuie să-i scoată. Nu pot să muncesc. Sâmbătă, duminică muncesc. Nu prea. Timpul de intervenție. Da, și trebuie stipulat în contract. Da. Un contract foarte, foarte bine gândit. Adică acoperi toate nevoile și toate intervențiile.
Bun. Mai aveți, Ana? Nu. Am și o întrebare de la domnul primar. Domnul primar, sunteți sigur că acceptă să facă mentenanță? Nu, nu știu. Credeți că o întrebare asta mi-o pun. Eu asta mă întreb. El vrea să facă mentenanța? Știi cum aveam un film prin 2007, vrea să-l pună. Și el avea, pentru noi să mergem să-l ascultăm pe Siminică la Curcanul, cred că era. Prima aș vrea să-l cânte el, hai să-l ascultăm pe Siminică, ne-am așezut la o masă acolo. Cântă Siminică foarte frumos, la un moment dat i-a fost. Și-a spus, un pic, cât o făcut eu la pauză, discutăm. Ăsta cam mărăia, știi, nu, eu știu dacă e bine, dacă nu vine. Dacă ai zis, ai putea să cânți? Depinde când vreți. Păi, acum, în august. A, nu, până la anul pe vremea asta s-a ocupat zi de zi. Așa se face asta, de asta, să crezi cu nouă, dar nu mulțumesc frumos, nu? Da, domnul Grăză. Nu suntem mai diverse, dar tot pe problema asta am avut o discuție cu domnul primar și l-am întrebat așa, domnul primar, pe programul Coimului, spaul ăsta ai prins, la care domnul primar mi-a spus că nu. Păi știți ce presupune asta? Noi trebuie să facem alt spaul acolo. Ăsta, orice am face noi, orice invenție am face, nu va da rezultat. Am încercat toate formulele posibile. Sigur, variantă să... Deci despre asta e vorba. Să scoatem buvea la prima. Deci trebuie să ne gândim la banii care îi prindem acolo. La banii care îi prindem acolo, pentru anul viitor, ca să putem să ne facem un lucru bun. Că va veni timpul când trebuie să o predăm. Cui trebuie să o predăm? Și nu o să preia spaul ăla în condițiile astea. Credeți-mă ce vă spun. Am mai avut discuția asta cu cei de la Brașov. Am tot. Domnul primar, puteți să confirmați sau să imprimați. Am tot făcut ce am putut noi în ideea să o aducem la linia de putere și să o preia Crapul. Cu doar știm cu toții cu cine ne luptăm și cine ne dorim. Da. A ajuns. Foarte greu. Foarte greu preiau sisteme. Nu știu care e cauza. Nici nu aveam un sistem strălucit, dar nici nu e sistem greu. Probabil sunt localități cu sisteme mult mai păguboase, mai păguboase, dar nostru depinde de noi contorizat. Puțin localități au aproape 2000 de contract sau 1700 de contract pe care noi. Și de astea, de contract. Ca volum de apă, nu ca și... Da, și, da, bine, suntem deficitari la puțuri, la captări, la ce avem noi. Sunt într-adevăr investiții de făcut. Dar ne-am gândit să luăm apă de la Crab, nu mai dezvolt foarte mult. Până la moară să venim cu apă de la oraș, să instalăm undeva o pompă din altă presiune, cum intervii, și să luăm de la Crab până la cel puțin până la moară, ca să ne putem descurca cu ce avem noi acolo la și poate pentru zona colinară. Dar asta vedem, până în primăvară trebuie să vedem. Ok. Domnul Dala, la a doua intervenție și ultima pe tema asta. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, acest spau... Masca. Nu contează. Acest spau... Ales că am distanță fizică. Acest spau și primul ministru și Arafat, când au vorbit, au vorbit la microfon și au scos mască. Deci, când vorbesc... Da, dar nu i-a ascultat nimic, noi v-ascultam. Mulțumesc, apreciez. Acest sistem a fost executat prost, coiectat prost. Deci ei aduc apele reziduale de sus, de la Deleza și duci mai încoace. Adică din deal duci aici ca să-l împing eu peste deal. În loc să fi dus, găsit altă soluție, să duc așa cu purge apă de dealul apale, l-au pus invers. Acum, singura soluție, iar sita este defect, trebuie reparat. De asta se strică foarte multe pompe. Pompa, cea mai ieftină, e vreo 8.000 de lei. Eu vreau să o să-mi luat una, nouă nouță, 3 luni de zile și pe aia a venit ăla de la garanție, a spus că nu faci nici garanție, că... Da, deci, o găsit în ea din suspirea și o soluția acolo. Este în felul următor. Este un teren, acolo sunt două, domnul Brânză și... O să-mi da dreptate, că el știe foarte bine și știu. Nu, să... la mine, la dreptate, nu mai dau la niciun. Da, nu mai dai? Da, e bun. Deci sunt două cămine acolo, unde sunt două pompe. Alături este un cămin. Aceste cămine care sunt construite, trebuie folosite ca... Adică acolo să vină grosul și după aia să faci încă... În terenul ăla, alături, să faci un bazin acolo unde să vină apă curată, ca să nu... Și de acolo să plece. Asta înseamnă achiziționare de teren, dacă vrea proprietarul să vândă.
și făcute investiții. Cablurile sunt pe jos, automatizare. Dacă vrei să vă arate acolo, nu invente toată lumea. Nu există nicio automatizare, domnule. Acolo e... E jar. Trebuie să ne schimbăm. Așa, într-adevăr, nu știu cum e tocmai el. Eu lucrăm la ele acum, să vine domnul Pușcașul și îngroapă toate telea, exact cum spuneți, le-aș descoperit acum că s-au lucrat la țevile astea pe care ne-au montat băieții ăștia ai noștri. Și o să rezolve cu automatizare. Acolo să nu mai fie nici fiile expuse, sunt îngroapă ca lor. Dar ce fel de cable este acolo, domnul Tana? Doamne, acolo... Ce fel de... Zic, păi nume, domnule, că ai lucrat la firmă din instalații. Domnule, este cablul Bucău, ce fel de cablu? Cablul este jos, adică legătura este făcută jos, dacă ninge sau dacă plouă, orice om care își duce acolo se poate curenta. Adică el... Și este legat așa. Deci este... Deci nu-s cablul subteran. Asta întreb. Nu. Ok. Bun, domnul Trăistava. Completarea, domnul Bicec. Sunt mereu isumărat de sistemul ăsta, a fost prost proiectat și prost zăjit, executat. Ceea ce nu știți este că la momentul respectiv a fost o sumă limită în care trebuia să încadrăm, altfel nu-l aveam. Și proiectarea și execuția se face în limita acelei sume. Și el a fost gândit pentru consum casnic și fără preluarea apelor pluviale. Ori, dacă am pune niște contori și am vedea volumul de apă pluvială care se colectează, v-ați dat seama că acolo este de fapt problema. Și nu proiectare și execuție. Păi, asta vorbim de multe ori. Și atunci, haideți să găsim soluții, să nu mai plângem de el, că el, dacă îl aducem în situarea de funcționare așa cum a fost proiectat, el o să funcționeze. Și atunci, haideți să rezolvăm problemele care îl afectează și după aceea nu o să mai avem discuția asta în fiecare ședință. Deci, nu prima rău trebuie să știi proiectare. Nu? Deci, proiectantul, cum adică să aduce apă de la dealul aici în vale și pe aia să o împinge mai încolo? Asta înseamnă costul, înseamnă da. Costul. Domnul da. Altcineva dacă mai dorește. Domnul primar, și în final, cum vă dăm, noi vă dăm mână liberă să căutați o firmă pentru maintenanță. Eu, de asta am considerat că e bine să ne spătuim cu toții. Eu așa cred că e mai bine să ne luăm povara asta da, de ceva. Da, eu știu, am discutat problema maintenanței, trebuie ceva de treabă. Clar, treabă. Și spaurile despre care vorbim. Deci toate spaurile astea, oricât de bine ar funcționa și oricât de bine ar fi cu automatizare, cu tot ce, și cât de disciplinați ar fi oamenii, trebuie vizitat odată la două săptămâni măcar. Am înțeles. Deci crabul așa funcționează în oraș. Deci au vitajele aia care merg din spaul în spaul, termină și le ia din urmă la capăt. Acum, doamna secretar. Le tot vizitează, le spaulă, le curăță, scoate grosierul. Ca să fim în legalitate, noi ce facem? Trebuie să supunem la vot propunerea domnului primar, adică că îl delegăm să caute o... Ceva de genul, nu știu nicio. Un acord până se va bugeta... Și am înțeles. Ok, cine este pentru? Stai corect. Sunt reprezentant tehnic din partea înainte de a se semna contract. Băi, treacă și prin filtru. Draftul de contract se dă pe mail la grupa Consiliului Local. Și eu îmi doresc să ajut dumneavoastră să vedem contract mult mai bun să acord cu părintele. Am înțeles. Acum e clar întreabă, dar cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Da, hai să revenim la traseu. Revenim la punctul 4, în ordine de zi. Într-adevăr, a fost o scăpare, cred că la tilografie, vine la dumneavoastră. Nu poate să fie să rezolvat. Da, apare, pare, mă întreb exact cum era și cum vrea să l-ați primit doamna Băiceanu? Da. Ok, atunci vă spun la aprobării proiectul de hotărâre cu stabilirea traseului. Cine este pentru? Am văzut, da. Modificarea traseului 2 conform. Abțineri, mulțumesc. Vă rog să vă înscrie la discuții. Pentru diverse. Doamna Băiceanu. Prima. Dar oricum vă treceam prima, că v-am... Vă rog frumos, sunteți liberi. Da? Doamna Băiceanu. Vă rog frumos, doamna Băiceanu, domnul Talal. Atenție la diverse, nu aplicăm regula la 2.
prima și una și gata. Una și gata. Altcineva. Domnul Valiniță. Și dacă vă mai gândiți pe traseu. Vă rog, doamna Măiceană. Eu vreau să întreb doar atât. Stadiu de execuție la școală și la grădiniță. La grădiniță nu s-a lucrat de 2 luni jumate cel puțin. Nimic. Îmi spun eu că trec des pe acolo, nu se mă uit la grădiniță. Trec des ca pe acolo. Păi chiar să-și mă uitați, dar până la urmă... Nu e o problemă, mai trebuie să se din câte mi-aduc aminte, li s-o dat și bani, nu? Doar, nu este. Doar de ce au lucrat. Adică, nu este. Noi am acordat un avans, conform legii, care nu știu dacă cred că era din 11%. Da, dar afară de... Doamnă, adevăr sunt nici cu greu. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă nu știu că Dumnezeu a putea găsi constructori care să meargă așa de bine cât ne dorim. Probabil și timpul, probabil și... Nu știu ce și tot așa firme care au făcut ferul, firme care au făcut aia. Dar, de adevăr, nu s-au potrivit la o vreme, încet, nu mai mers. Și-au mai chestionat materiale. E același acum, de perioada de an, vă dați seama că e... E același constructor cu căminul? E ăla cu căminul, da. Și nici la Căminul terminat. Speram să facem... Că nu facem recepții la CEPUSEM, îi facem în 22 acum. În care 22? Acum, în decembrie. Nu mai are recepții. Deci facem la construcții. Adică în construcții... Mai avem un pic cu dotările. Dar costumii populare, practic, scena care trebuie să vină un... Doamna Băceanu, dacă îmi dați voie... După ce terminați, vă spun eu ce se întâmplă cu constructorul. Eu știu cu ce se întâmplă toate domnilor. Deci să fie foarte clar. În momentul în care ai capitolul experiență similară și nu faci vizite de evaluare la terenul care aparține societății respective, să vezi ce utilaje are, să-i verifici fișa de revișal, să vezi cât salariați are. Nu, ăla va fi, ăla poate să fie un... Să fiu iertat, chiar dacă sunt la cameră. Ăla poate să fie un șmecher care să aibă firmă în apartament, ia lucrarea și își caută sub contractanță. Asta se întâmplă. Da. Și așa vom păți mereu. Dar din păcate, știți că eu vorbă cu peșterii care se împute de la cap. Treaba e plecată prost din legislație. Da. Asta se întâmplă. Asta e. Da, și agita manină. Adică nu vin la licitații nici cu experiență, nu mai văd nimic similar. Adică nu se spune, doar a scos o două ori. Și a treia oară a venit omul ăsta, omul ăla, a citit, o paginat și cumva s-a prins să-l... Și la un moment dat se blochează și el, că nu poate să plătească la timp. Lua la să-l contractam dacă îi oprești garanții de bune execuții. Ăla și ia valiza și pleacă, ăla nu stă la povești. Și asta e. Da. Mai aveați ceva, doamnă? Mulțumesc. Să vă zic, legislația permite să ai susținere pe orice. Deci începând de la financiar, utilaje, personal, tot. Adică eu vin și am în spatele meu declarații de susținere, de angajament, la alții. Da. Dacă legea îmi permite, depinde cum faci ca ai de sarcină. Nu, e legislația permite. Nu. Trebuie să ai experiență similară, nu? Trebuie să ai experiență similară, nu ai tu, vii să susține. Păi normal, eu dacă vin la tine talal, nu-mi dai o declarație că mă susții, îmi dai că ești prietenul meu. Dar la un moment dat, dacă nu-ți dau banii, pleci, băi, suntem prieteni, nu mi-ai plătit, am plecat. Nu vine problema cu experiența asta similară, să știți? De regulă, experiența... Nu poate fi din care prietenul nu mai vrea să construiască și își ia valiza și pleacă, cel care a acordat experiența, rămâne dator să ducă la îndeplinire lucrarea. Problema e că începe un război prin tribunale, dar beneficiarul rămâne cu buza umflată. Aici e problema. Da, domnul Talal. Da, mulțumesc. Sunt foarte multe. Ne mai avem o altă ședință anul ăsta? Adică dacă mai avem bani... Vreți să mi spuneți la anunțați? 220.000 anunțați din scrisoarea OCO. Dacă nu se mai face una rapidă, să-i echipă mai. Eu vreau să știți că... Eu nu tot timpul... Vreți să fie asta? Nu tot timpul...
sunt înțelept și la un moment dat am mai greșit, probabil față de anumiți, fata cum știți, și mărturisire și îmi cere scuze față de toți cei care, dacă am greșit, acum dacă suntem așa. Eu vă doresc un an bun, sărbători cu bine și tot ce doriți. Și eu vreau să ne întâlnim, nu știu, când vă zic local. Dacă tot ai invitat, noi venim. Cu cea mai mare plăcere. Alegeți o zi în care să fiți toți și am vorbit, bineînțeles, da. Chiar sunteți invitați, mergi când vreți. Ok. Mulțumesc. Mulțumim, de când vă vreți. Și de când vă vreți. Da. Păi, acum ce să fac? El mi-a spus sărbători fericite și eu să-mi spune strânduia. Dacă ai venit, tu doar n-am fost să-mi spune strânduia, doamnă fericită. Domnul Vale, numai o secundă. Avem o adresă de la Asociația Grupul de Acțiune Local, Ploaiele Bistriței, prin care ne s-a duce la cunoștință faptul că nu ne-am plătit cotizația. Dar asta știți și dumneavoastră. Asta e la gală. 35.000 de la gală. Eu am prezentat-o. Domnul Vane. Și m-am luat cunoștință cu dumneavoastră. Păi ați venit în prima dacă s-a renunțat la achiziția profetorului, la Ligrești. Nu, nu, nu. Nu, l-ați auzit că este... Nu, nu, nu. Acum suntem în discuții grele, grele cu... De fapt, ăsta e cam în curte, să vă spun de... Tractorul la mână de zăpadă, de astea am găsit. Aici nu-i problemă. E tocătorul ăsta care e un pic atipic pentru firmele astea care... care distribuie astfel de utilaje. Adică cam toată lumea cine vine de tractor face lamă de zăpadă, face accesul din asta. Ei, tocători din asta nu. Am vorbit cu o firmă de la Reghin care face efectiv tocătoare din astea forestieri. De la nitrebi. De la nitrebi. Nu, e tot acționat de tractor. Nu e autopropulsat. Am înțeles. Dar e vorbire, dacă ai... Da. Cred că achiziția o să o face pe două loturi. Adică o să face separat o parte și ăsta să luăm separat. Cu cine am discutat, ei nu au în sfera lor de produse, în catalogul produse, nu au și astfel de lucruri. Dar nu sunt de astea uzuale. Astea sunt cam uzuale. Lama de zăpadă, cum așa. Ei, ăla eu nu-l las mai aparte. Și să se trage pe aici. Apropo, evidente, la calmă... Colegul tău e la cuvânt. Dar apropo de hârtie acolo, nouă ne trebuie un consilier juridic. Credeți că, virgulă, consiliul local... Dar vorbim de tocător acum, tău. Nu, nu, nu. Am vorbit de alea la calmă. Da, trebuie să discutăm. Da, domnul Vale, hai terminăți. Vis-a-vis de predarea pe la CRAB, ce se întâmplă? Am înțeles că au fost 2-3 licitații, nu s-a prezentat nimeni. Unde ne aflăm în momentul ăsta? Noi suntem o procedură. Noi suntem o procedură. La OAT-ul nostru. Unde ne aflăm? Suntem o procedură până pe 25 ianuarie. Și eu chiar sper noi să fim norocoși și să avem și constructor care să vină. Sperăm. Acum văd așa. Că se pot întâmpla situații de genul ăsta pe care le-a dat mai devreme. Să nu fie... Dar ca etul de sarcini este... Da, e publicat pe... E publicat pe... Da, e publicat pe... Ați început deja achiziția de apă de la CRAB? Cum? De la CRAB deja ați început să... Sau ați putea discuții în sensul ăsta? Să luați apă de la CRAB? Da. Să luăm apă de la CRAB până la moare. Deci dealul pădurii până la moare. Ca să rupim sistemul în două. Trebuie să avem cumva o sursă sigură, asigurată. Ați asigurat de exemplu, ați avea? Știți care e, știți unde, acum am învățat și noi sistemele astea atât cât ne-am lovit de ele. Ele funcționează în principiul bazelor comunicate. Bazinul ăsta de ideal cooperativ, mă asigur și acolo la biserică. E, dacă bazinul ăsta scade mai jos de jumătate, nu prea mai ajunge apa acolo. Și atunci am rezolvat clar și problema aia cu stații de pompe acolo. Am ținut sub presiune tot sistemul ăsta până la moară. Și nu avea probleme, oamenii ar avea și ei confortul lor pe care își doresc. Nu mai avea, e dezastru din noroție. Ei, ce avem noi de la Moabe cu acea și cu dealul mare, ne-ar ajunge perfect din puțurile astea două, din dren, din ce avem, ar fi satisfăcător până vine crabul. Și trebuie neapărat să asigurăm sursa asta de apă, că vine vara acuș, acum e lejer. Se mai întâmplă, mai sunt mici incidente, dar când vine vara, el începe calvarul. E consumul mare, e firesc să fie așa până la urmă. Dar asta e. Cam așa o să procedăm. Da. Mulțumesc, domnul Vali, domnul Brânză. Ne-am întors la sistemul de apă și am rămas dator cu ceva.
De ani și ani și ani, când avem de 2009 și până acum, noi nu am făcut o degresare, o spălare generală a sistemului de canalizare. Și nu am prins nicăieri bani pentru asta. Orice ar fi, știți când eu sunt calul curălea de săpun, dincolo până acolo, am avut necazuri pe tema asta, când funcționam ca viceprimar. E o treabă foarte importantă. Curățirea în întregime a sistemului de canalizare. Deci trebuie... Da. Asta ar fi una. L-aș ruga pe domnul primar sau pe domnul viceprimar să mai plimbă măreacă bundul excavatorul, primul să poate, să mai îndreptă măreacă drumurile astea acum după... Mai bine nu, pe vale au scos niște bolovani cât de 20 de kg, numai. O parte din ei și pe alinilor acolo le-am luat și le-am pus într-un loc. Măcar să le luăm de acolo, că eu am debarasat drumul. Dar creierile au rămas acolo. Deci depozitate de undeva. Avem doi oameni. N-am terminat, vă rog să nu interveniți. Știu că aveți doar doi oameni, așa. Dar trebuie să facem ceva. Luăm cu buldo, cu cupa de la buldo, punem în mașină. O să facem un loc de două drumuri, o să facem cinci, dar nu lăsăm creierile. Nu, dar, domnule Lucrăză, ocupa din față, dacă o deschide și strânge, le rupe și vă spun eu, că să deci o împărtească. Dacă nu, vin eu și vă manevrez, că... Da, vă mulțumesc. Da. Eu cam dat, atât ca să mă lunge. Da, vă înțeles. Mulțumesc, domnule Lucrăză. Dreptul la replică, drept la replică, dar domnul, vă reproșa nimic, domnule. Da, au zis... Bun, vă rog, haideți, domnule. Deci, să știți că de ziua în care ați spus, am vorbit cu cei doi oameni pe care îi avem, dar nu mai fac față săracii. Deci când e buldo, știe și domnul primar, am vorbit și din unde au tăiat cei de la acolo, de dascălă. Și acum sunt acolo. Deci nu, depinde de mine. Dar eu singur să mă duc să iau, să mai fi Dumnezeu. Iar, cetățenii, am văzut că unii s-au dus și au luat. Adică eu, la mine, în fața casei mele, eu fac curat, chiar dacă unul a aruncat o hârtie. Adică n-am prea învățat așa să fim, să vină primarul, să vină viceprimarul și nu știu care. Eu nu v-am invitat niciodată să veniți să faceți curat la mine în față, când ați fost viceprimar. Dacă mă opresc aici, pentru că e Crăciun. Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc. Dați-mi și mie, băi. Iar eu nu mai vin cu replică la replică. Eu acțiune e mai puternică cu rezultat ceva material, câini, alea lăsate pe acolo. O să rezult iar și plic pe față. Am și eu două probleme, domnul primar, dacă nu vă supărați. Urmăriți. Și domnul viceprimar, să-l trage cu urechea. În primul rând, sunt total nemulțumit de calitatea materialului antiderapant. Creu. Deci e mare sau ce? Nu e mare, foarte mare. Foarte mare. Acum? Serios? Ăla nu este... Deci ăla nu este nisip mare. Dacă nu este nisip mare. Nu e conștient, dar nu are cam... Nu e ok, nu e nimic. Trebuie mai mărunt? Păi da. Care va veni la bolatul ăla? Eu cred că e material antiterapant. Deci încă o dată. Acum, chiar dacă... Sunt niște problemații, da. Chiar dacă îi da drumul la cap. Foarte bine. Nu suntem absurzi să vrem rețeta aia cu nisip spălat, cu sare. Cu chiar da, dar măcar niște nisip de la levigat, da, mai mărunție. Așa e spălat, dar cred că e cu granulații. Prefer să fii mai unulos când spală ploaia, decât să-ți spală pardezul. Nu va să aibă și eficiență. Nu știu, am să comunic. Da, comunicăm omul ăsta. Sine, să vedem ce zici. Eu n-am treabă să se comunică, nici acum n-am primit contract de servicii de domn primar. V-am făcut și solicitări, da? Da. Știi că eu am fost viceprimar și niciodată n-am avut treabă. Da, da. Vă rog frumos, lăsați-mă să-mi termin. Chiar am avut treabă să fac treaba, să iau legătura cu prestatorul. Poți să continui? Nu vreau să zic de ce am nevoie de contract. Pentru că în contract sunt niște
clauze, niște condiții și eu trebuie să le urmăresc. Eu ce urmăresc? Mă duc după mașină, adică trebuie să știu ce să urmăresc. De exemplu, calitatea antiderapantului trebuie să fie acolo în oferte tehnică sau așa mai departe. Dar eu nu cred că în contract spune că voi folosi antiderapant cu granulația de nu știu câți milimetri. Antiderapant e antiderapant pentru toate categoriile de drumuri. Nu există așa. Bun. Și mai am o problemă. Acum, cer scuze, dar asta e. Au apărut o serie de discuții pe Facebook care nu sunt ok, nu sunt regulă. Rugămintea mea este să ne gândim cu toții, să facem un regulament privind utilizarea camerelor de supraveghere. Da. Adică, nu vă supărați. Am mai studiat, m-am mai interesat. Camerele astea de supraveghere, nu pot eu să vin să accesez un programel și să văd ce vreau eu acolo. Eu știu că numai poliția are dreptul pe baza unui cereri să vină la primărie, la responsabilul care se ocupă cu acest program. Băi, vreau să văd în noaptea de 5-6 drum, porțiunea de drum cuprinsă de la până la. Adică, nu e ok, nu e regulă. Eu nu știu ce s-a întâmplat acolo și nu e bine că ne-am spălat rufile, le-am întins pe marginea gardă. Puteau să rămână cumva la noi, fără supărare, talal. Rufurile mea cam așa au fost să le rezolvă noi, nu e ce, da. Până la urmă, da. Așa e la noi. Într-adevăr, va trebui la ședința următoare, o să prezint un proiect de hotărâre, așa, pentru aprobare, privind aprobarea unui regulament de funcționare. Și dar nu e exact. Să știți, toate sistemele astea au. Au regulament, au o persoană clar desemnată, responsabilă, intervenția să face cu parte de proces verbal, e solicitare, să treci un proces verbal de la ce oră, la ce oră, s-o tras ceva din programul ăsta, adică s-o înregistrat, s-o lua ceva material din el. Ca să nu fie corespondent. Ca să nu fie probleme, pentru că putem intra sub incidența legii de GPR-ul și sunt niște amenzi acolo de doar cap. Sau eu știu ce probleme mai pot genera astfel de sisteme care nu sunt controlate legal, da, nu sunt exploatate legal. Stabilim o persoană responsabilă. O să punem o persoană responsabilă, o să avem acces așa cum prevede legea. Da, voi da, 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 de genul pe care l-am mai studiat, cred că nici nu cazul mai relatat, dar aici... Mulțumesc! Chiar nu. Vă rog să mă lăsați să vorbesc și să mă ajut. Nu vă întrerup. Deci, noi, Consiliul Local și am vrut camere de supraveghere pentru siguranța cetățenilor ca să ne folosim de aceste camere și așa mai departe. Corect. Când am venit, era un sistem și mă sun. Era un sistem și am cerut să mi se instaleze și mi s-au instalat camerele de supraveghere care au fost foarte utile. Am știut exact câte mașini, pentru că și la dezembrezire. Eu îmi spunea că au venit la ora 3. Zic, nu, domnule, ai venit la ora 5, uite aici pe camere, da? Și așa mai departe. Nu am dat voie. Vorbim ce nu trebuie. Nu. Păi vreau să știți. Nu, adică vreau să vă spun că l-am folosit, pentru că eu am, prin dispoziție, vă rog să mă lăsați să vorbesc. Prin dispoziție, am anumite... Doamna, domn președinte, opriți, vă rog. Nu, vă rog să vă ridic ca să urmăresc balastarea, dezapezirea, să văd cine aruncă gunoi, să deci așa. La un moment dat, au apărut, am făcut și solicitare, nu numai pe Facebook. Pentru că eu n-am vrut să urmăresc contractul de dezapezire, pentru că la un moment dat am vrut să văd cum e starea vremii. Deci eu n-am avut acces trenului, dar eu n-am știut. Atunci când o vins domnul primar, știi, am vrut să zic, bă, dar nu pot să accesez. Pentru că eu văd dacă merge, dacă nu știu care, știți cum se circulă. Adică eu acolo nu văd persoana aia care, văd și așa nu se vede bine, dar se vede o mașină sau se vede că este un accident. Deci mie mi se pare anormal. E foarte bine că facem regulament. Dar acest regulament, adică la început a fost bun, adică mi s-a dat, și acum nu mai este bun. Păi, dar măcar dacă mai restrâns accesul la aceste camere, ca să nu urmăresc anumite chestii probabile, de ce mai dau voie?
la început. Adică, unde ai greșit? La început sau, prin, sau măcar anunță, sau asumați. Dacă domnul primar, prin dispozitiv, poate să spună, domnule, știi ceva, nu ai voie să așa, dar asumat. Da. Deci, bine, asta mă deranjează. Nu, nu mă pic, deci, domnul Otava, acum, fără supărare, dacă așa, ne-am urat la Munțan, dar văd că ne întoarcem. Nu vă supărați pe mine. Camerele de supraveghere nu sunt pentru a vedea dacă ninge în Crihan sau în Tivale. Dar am zis nivelații de dezăcăzire, domnul. Deci, ceea ce ține de atribuțiunile dumneavoastră și ale domnului primar, nu trebuie urmărit pe camere. Dar nu vă supărați. Răposatul care a fost viceprimar, cum îl chema, domnule? Că am uitat. Puliță Chelară. Dacă era Puliță Chelară aici și îi spuneați că n-am văzut câte mașini de palat au venit că n-au funcționat camerele, ăla s-a neapuceam afară. Pentru că a fost viceprimar care se trezea dimineața la 3 și se culca ultimul la ora 10, la 11, la cât era. Așa este sau nu este așa? Nu, nu se poate așa. Asta este pentru a vedea eventuali, eu știu, hoți de lemne, spărgători, care nu cu gunoi, foarte bine, ok. Dar nu, nu dacă ninge, dacă plouă, dacă-i polei, sau câte mașini de balasmentă. Fără supărare, talalți, o spun cu mâna pe inimă. Fără supărare, ești bunul samaritean în continuare pentru mine, dar aici nu ai avut dreptate. Păi da, eu în, pe pagina mea pot să scriu okay. Și vreau și cu ce gândesc de asta. Bun, deci fără supărare, deci nu, asta e. Atunci ca să nu mai deja e târziu, într-adevăr, și cum spune domnul colonel, să ne apropiem. Administrarea localității se face în concret. Adică la fața locului, la momentul respectiv, nu pe camere, nu pe astea. Camere, adică îți bunim, îi putem folosi, ne ajută foarte mult. Când vin patru mașini, nu l-am avut niciodată. Când vin patru mașini de gunoi, nu pot să fiu în patru locuri, domnul primar. Dar nu trebuie să fiți în patru locuri. Vă spun eu, că patru mașini de gunoi aia fac casă. Dacă vreți să ajungeți la una la alta, ajungeți rapid. Dacă aveți mașini la dispoziție și puteți vizualiza înainte tot sectorul, să vedeți cam ce au scos fiecare. Într-adevăr, mai sunt și cetățeni care stau la poartă și așteaptă să scoate testul. Vine, ascultează, aia, da? Nu. Dar asta nu înseamnă că îți vedeți picare. Nu îți vedeți picare. Dar văd picare. Ideea este că trebuie să intrăm în normalitate, să avem un regulament după care să funcționăm cu toate localitățile. Pentru că, mai cu seamă, ne păzim. Și asta face. Și domnul primar, rugămintea mea, și cred că toți colegii sunt de acord, nouă polițist local să pună umărul. Să punem umărul, să punem mâna la treabă, referitor la gunoi, la dezăpezirii, la tot ce ține. Da. Asta este ce mi-aș dori să găsim. Nu trebuie să... Acum suntem în vârstă, mulți dintre noi. Nici eu nu poate, singur. Ne trebuie oameni tineri. Avem nevoie de oameni tineri. Avem nevoie de oameni tineri. Da, doamna Băcea. Eu am uitat ceva și îmi cer scuze. Și vreau să acum. Da. Rugămintea multor cetățeni și o constatare a multor cetățeni, gunoiul reciclabil odată pe lună este prea puțin. Prea puțin. Da, făcut, da, facem adresă. Da, făcut, da, facem, da, obținem ceva. Am sesizat și SECSOMA și pe toți directorii au spus contractul e bătut în cuie, așa l-au așa la ora, așa, dacă... Nu, nu, viceprimar. Ascultați-mă, sensul. Nu depinde de mine. Eu am făcut la somunile să fac. Dar ce ați făcut la somun? Am făcut hârtie. La distrele de făcut, la distrele. Da. Ce ați făcut hârtie? Doamne, că am spus că este foarte puțin, e, deci o singură dată pe luna reciclabilă, și propun la dumneavoastră, am spus, doamne, dar... Numai un pic. Și am spus, doamne, din ala 3, doar tot vii cu mașină. Hai să fii două pe lună, două de reciclabil și trei de menajer. O spus că nu se poate așa ceva. Deci orice chestie trebuie vorbită cu ADIS. Am vorbit cu ADIS. Și-a răspuns scris. ADIS. Să batem acolo, la dosar. Dar nu-mi trimite răspuns, că i-am trimis. E niciodată la răspuns. Nu-mi trimite. Trimite-o scris și trebuie să răspuns. Stai un pic, n-ai număr de intrare? Da? Mă trebuie să stau la ei, mă trebuie să stau la ei. Nu fii ca să dau câte o adresă. Dar toate localitățile, toate școlați prea vă, să ne mulțumesc că oamenii chiar vor să... Chiar scot, chiar la bună. Eu am zis, nu vine un plus. Le duc menajerul. Da, am văzut. Eu aceeași problemă vreau să spun. Da, păi să termine doamna, că am zis, mai mă bate. Soluția, doamna. Mai aveți, doamna. Domnul prezent. Pe problema asta, acum, un pas să te
suntem în ianuarie. Nu a venit programul cu zilele. În ianuarie iau pe data de. În februarie iau pe data de. În martie știți ceva, domnul viceprimar? Da. Problema asta? Știu, dar i-am și scris, am și... Nu știu, domnule, este... Deci ei sunt într-o dibandadă de asta organizată. Deci nu au programul. Organizată. Da. Adică tot timpul noi nu știi... Nu știi programul. Am aici... Nici suntem noi buni. Adică a fost după 15 decembrie, de luna trecută tot am zis, doamne, programul pentru anul viitor să promovăm, că durează 2-3 luni până a ști lumea când trebuie să scoată recicla. E ce să fie o dată, ca mie, de zi, sigur, și da. Fixe, dar nu fiind că tot la internet. Sunt, ce sunt, da, sunt, dar într-adevăr e puțin, pe o dată pe lună. A fost foarte bine. Eu dacă sunea programul, de exemplu, pentru anul viitor, dar avem începutul a fost foarte bine făcut. A venit o cartotecă pe luni, de la avut până la ea. Tipăream niște clienți și îi împărășteam la școli, la... și așa mai departe. Îi dădeam la copii și doamna director mi-a ajutat odată să... Deci cu mișcădița, prima joie sau ultima joie din lună... În fine, deci bunoiul menajer rămâne joi. Deci pentru că joi nu se schimbă. Și la noi vin și pe 30 parcă, pică 23 și 30, dacă nu mă spun. Da. Dacă mai dorește cineva. Dacă nu, vă mulțumesc și să ne întâlnim cu Dea Dobri. Și dacă va mai trebui. Și nu uitați, vom lua pe următoarea ședinție cu interesanții după. Da, trebuie să nu știu un loc. Cu siguranță la fiul. Vă mulțumesc.